Hello YouTube, salutare și bine ați revenit la Bodybuilding and Lifestyle Podcast. Am revenit și noi la format original al podcastului, adică ținut online, și în seara aceasta o să-l avem invitat pe Gabriel Burlacu, care este în prezent competitor NPC. O să răspundem la o serie de întrebări pe care le-am selectat din Q&A-ul de astăzi, fiind sâmbătă, data de 10 septembrie. Nu știu când veți vedea voi podcastul. Iar el o să vină și o să expună în ultimul podcast și ultimul video în care vom vorbi despre experiența Olimpia Amator 2022 și ce s-a întâmplat de fapt cu venirea Anadului la Olimpia. Vă doresc spor și vizionare plăcută! La BBB-ul nostru. Ai făcut Arnold Classic-ul ăla de FBB Elite. Da. Și ai luat 4 în Open la juniori. Da. Bine, n-am fost condiționat, n-am fost deloc. Eu cu câteva zile înainte treceam în continuu, am avut o perioadă proastă. Bine, nu știam prea multe în 2018 sau 2009, 2019. Nu eram păi atât tu de... câți ani ai acum? Stai așa, tu câți ani ai acum? 24. Deci tu tocmai ai terminat junioratul. În 2018 aveai da. 20? 19 ani. Sunt în octombrie. Da, eu fac în octombrie acum 24. Practic am 23, să nu lungesc. Nu, tu-ți dai seama? La 20 de ani să te duci la Arnold Classic? E ceva. Băi, nu m-am dus. Eu, gen, am mers cu clubul. Bine, am mers eu, Safier, că-l știi. Okay. Da, și nu mai știu cine a fost, sincer. Am stat la cineva acasă, la un sportiv de-al nostru român. Am stat cazat la el. Era în apropiere, fix în Barcelona, gen într-un cartier mărginaș, cum e la noi Rahova. Nu mărginaș. Cum e la noi Rahova, de fapt, așa e la ei, Barcelona, acolo am stat. Ok. Bine, Rahova. Nu mai zic nimic despre Rahova, că se știe. Așa, random question, Safier e natural? Așa, după părerea ta? Băi, nu am nicio idee. Nu știu ce să spun. Nu cred că e. Pă bune. Nu, bă, atunci era. Presupun că era, dar acum arată și nu. Nu, are 30 și ceva de ani, credem. Are 30 și ceva de ani. N-are niciun rost să fii natural la 30 și ceva de ani, având în vedere că are copil deja, nu are ce să mai piardă, n-are ce să mai sacrifice, are o familie. Adică ai toate... ai tot ce poți să-ți dorești în viață. Cam așa. Cel tare să mai fii natural. Oricum, mă rog. Nu-l testează nimeni. Da. Mă rog, trecem peste. Eram noi în dezbateri, că dacă e, dacă nu e. Că l-am văzut acolo la naționale. Nu, nu cred că e. Nu l-am e. Văzut la naționale și era huge, man. Era fucking huge. Da, e. Era... are bine și geneticul își pune... Are și geneticul, dar era jacked rău. Era prea jacked, așa, prea obvious. Da, știi? Da. Adică... da. Na, între el și următoarele locuri... era distanță de încă 5 locuri, știi? Adică între el și locul 2. Eu pariez că dacă Safier intră la IVBV-ul real, el în maxim un an de zile în câteva show-uri își câștigă cardul pro la clasic fizic. Într-un an, dacă face câte show-uri poate, 3-4, și îl câștigă, sigur. Sigur, sigur. Da, sigur. I-am spus și eu, dar nu vrea să facă pasul ăsta. Nu înțeleg de ce e frică. Probabil nu are posibilități, nu știu. Nu... poate e ceva legat financiar, că na, te costă, sunt niște costuri destul de măricele să concurezi la un concurs în afara țării noastre și la noi, dar minte. Da, nu știu ce să zic despre asta, nu mă pricep, gata, trecem dar peste. Dar el ar fi, da, trecem peste, mai bine. Așa, bun, hai să o luăm, cred că am 3 întrebări azi de pe Q&A, dar le luăm la final. Cum vrei. Eu zic, hai să începem cu Olimpia, așa, dar... gen tot cap-coadă, cu părere, cu părerea ta, cum ți s-a părut, cum a ieșit, cu ce bestial, s-a întâmplat. Bestial. Mi s-a părut bestial, de la organizare că până la... că tu ai mai fost la NPC-uri până acum, da, e al treilea. Și anul trecut am fost în Spania, la Mr. Olympia Amatori, tot locul 4 am luat, din 9 sau 10 inci, ca și aici. Dar la fel, aceeași organizare bună, timingul perfect, n-am așteptat, adică a fost ceva ireal, m-a surprins, adică față de ce a fost în România, eu eram pregătit deja să aștept ore în șir, să stau în picioare și așa mai departe, dar n-a fost cazul. Adică n-am de ce să mă plâng. Aici ține doar de formata, dacă ești bun, câștigi, dacă nu ești bun, nu câștigi, clar, punct. Adică nu e pe favorizări, pe
favorisme, pe nepotisme, pe cum vrei să-i spui tu. Nu, n-are nicio legătură. Mă rog, Meri. nu atât de rău sau de obvious cum e la noi în federație, știi? Adică Da, bineînțeles. nu putem să zicem acum că s-a întâmplat ceva la Olimpia, că nici n-am fost atent la chestia asta, la jurizare. Da, ai Nici văzut eu că n-am mai fost sunt... atent. Ai văzut că au fost... Că mai sunt de-astea, se întâmplă la NPC-uri până afară. Știi? Chestii puțin Se mai întâmplă, păi controversate. sunt prea multe NPC-uri, arbitrii sunt, cred că sunt cam aceiași la multiple concursuri și le e greu. Le e foarte greu să facă și față. Atâtea concursuri în fiecare săptămână, văd că sunt foarte multe concursuri NPC în ultima perioadă, sau cel puțin eu n-am urmărit înainte, dar sunt foarte multe concursuri NPC și bănuiesc că sunt aceiași arbitri cam peste tot. Sunt plictisiți, adică sunt foarte plictisiți, se vede pe fața lor că nu au, nu, Ai văzut nu și tu sunt. acum? I-am văzut, pe m-am uitat în ochii lor. Erau mega... Da, Doar o hai. arbitră, Dădea din era cap. una Aia blondă. care, aia blondă care dădea din cap. Dacă îi plăcea de Da, tine, dădea din da. cap. La mine s-a uitat așa. Mai Bun. erau, deci mai intra unul mai slab pe scenă, mai ceva, se uita. Și dacă Dar era ce unul vrei să bun, câștigi? dădea din cap, efectiv. Deci, era Ah, deci super după perfect. asta îți dai seama. Da, eu cât am stat la Open, că noi am fost 16 la Open. Nu, 19, Mamă, 19 la Open. mamă. 19 la Open. Eu am stat și m-am uitat. Gen, efectiv, stăteam și mă uitam la ea că am intrat primul și nu mai aveam ce să fac. Eram și în colț, deci Bineînțeles. mă vedea efectiv doar din profil. Și mă uitam în ochi și Da, femeia făcea, da, da, Asta n-am observat, dar am observat că ceilalți erau pe lângă, total pe lângă, adică unul era pe telefon, sau una, nu mai știu care dintre, și cel head judge era pe tavan, cred că, nu știu ce urmărea, ce show era pe tavan, că nu era Olimpia, cred că era Da. alt show. Bine, sunt la alt nivel, adică suntem amatori, bineînțeles că nu suntem un nume pentru ei sau ceva de genul, ceva să... În Bine, fine, a nu meritat noi, locul, dar adică a meritat. până la urmă Am ei. bătut câțiva băieți mari, 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 ca și vârstă, ca și masă musculară. Sunt fericit cu clasarea, n-am ce să spun, nu pot să mă cac pe mine, n-am de ce. Păi Nu, da, n-am chiar nu. nimic de reproșat, nu am. N-am făcut greșeli, adică greșeli. Pregătirea a fost tot ok, nu mi-a lipsit nimic din pregătire, adică n-am motive să spun, uite, n-am avut mâncare zile la rând sau suplimente sau celelalte și da, am luat locul 4. Nu, nu, n-am avut greșeli. Deci, mă, Locul că 4 l-am luat. locul 4 în Open e acolo, e top. Adică nu că e E top, că e bine. top 5, top 6, dar Nu e. este, e mai puțin până să mai fie puțin, știi? Mai e cam mult. În fine, e ok, Ba, da, mulțumit. depinde acum, depinde și de line-up foarte tare, știi? Că dacă vin toți ca tine, adică dacă Da, vin toți pe da. condiționare și o să fie unul singur care este huge, dar nu e condiționat, pă, ăla o să se ducă în jos și o să se puncteze condiționarea, că n-ai cum să nu punctezi în funcție de line-up. Mai ales dacă sunt până Da. în 10 oameni, știi? Că îi vezi, te uiți imediat, între deschizi ochii și dai seama, bă, care-i tăiat, care-i mare, care-i tăiat, care-i mare, care-i tăiat, care-i mare. Dacă e Ei unul, vor o ar combinație vrea între o ei, tăiat combinație, cu dar... mare. E cam greu să obții asta la noi. Bine, la noi în România nu prea am văzut și cam greu. Ori ești mare, ori ești definit, condiționat. Nu prea am văzut. Sunt câțiva, dar Am mai văzut, n-au da. concurat. Uite, nu știu dacă știi, George Avram? Da, super, Ai super tare, văzut? băiat. E și... mi se pare măricel, nu mi se pare mic. L-am Deloc. văzut anul trecut în... Nu, la Wings, parcă asta. Nu, la Olimpia, la Wings a fost. Da, e super mic de înălțime. N-am fost atât de condiționat anul trecut, dar din ce am văzut în pozele recente, e peste ce a fost anul trecut. Da. Dar nu mi se pare de men's fizic, mi se pare De de clasic, mă. bodybuilding De clasic, altceva, dar nu bodybuilding, men's da. fizic. Cum a fost și Marius Florentin, la fel. A fost la, știi, Da. la Olimpia. Deci nu mi se pare de men's fizic, e prea imens, adică e mare, super mare. Da, e mare, da, ți-am zis din nou line-up-ul, că ai văzut line-up-ul ăla cu Fuckner, când l-a dat Da, pe 5, că da, erau aia da. mega tăiat, dar și el era tăiat, dar era prea mare și i-au zis că nu, că asta e de 212, că e de Open, că e de nu știu ce. Băi, la men's fizic, hai să zic că
Na, pe lângă corp, pe lângă fizic, de aici în jos, contează și de aici în sus puțin. Contează, da, Adică trebuie să contează, ai și o contează. estetică a feței, nu poți să fii ca Furner. Ăla e urât, ai văzut cum e. E umflat la față, nu înțeleg de ce. Majoritatea am văzut că sunt umflați la față, dar sunt de aici în jos, sunt Super super, super tăiați, definiți. super Da, tăiați, dar nu înțeleg. da. Am văzut, da, Am am văzut foarte mulți văzut. umflați la față. Păi, cred că Posibil e din cauza la GH. asta, da, GH-ul neapărat și vârsta. Că mi se întâmplă să văd la ăștia mai în vârstă, de exemplu, știi? Păi Furler are 24-25 de ani. E Da? tânăr. Da, păi a concurat cu... Hai că nu te A concurat. îmbătrânesc două apele atunci. Da. Apare frate de 30, sigur, N-are Soto. 30, n-are. Soto i-aș fi dat 30 dacă nu-mi spuneai, deci i-aș fi dat 30 Da. direct. Am văzut că a schimbat antrenorul. Se antrenează cu Romanu. Nu mai se antrenează cu Omar. Acum, nu știu cât o să schimbe Romanu. antrenorul. Păi cam am văzut că mulți schimbă antrenorii, dar nu înțeleg de ce. Păi, De ce fac experiența, chestia asta? din punctul meu de vedere, experiența, sincer, ori Băi, experiența, dacă... ori sunt mega, mega nemulțumiți. Ok, ești nemulțumit, dar renunță la jumătatea pregătirii, nu renunță la final, că poate la jumătatea pregătirii mai ai șanse să faci ceva până Păi, la final. poate au plătit total. Au plătit Da, atunci. dar Nu, știi nu cum cred e. că e vorba de bani în NPC, dar Nu e vorba de bani la ei. nu e vorba de bani. Nu știu. Poate au impresia că. Știi când îți dai seama că a fost totul complet greșit la final? Ca așa pe la Da, jumate, nu știu dacă atunci. îți dai seama. Mie așa mi se pare. Eu așa am tras concluzii de fiecare dată când am făcut o pregătire, că la final îți dai seama dacă a fost bine sau nu. Și nici măcar la final, după vreo zi, două, când te mai uiți o dată la poze, când te mai uiți o dată la comparații și așa mai departe, știi? Da, Ca bine, așa. mulți fac greșeala, știi ca ce greșeală fac unii, fiindcă nu își acordă mult timp să se antreneze singur, să se pregătească singur și apoi Exact. să-și ia un antrenor. Eu am Exact. făcut asta singur, e al 14-lea, al 15-lea, al 15-lea concurs. Da, am trei în NPC și restul au fost în federația noastră, în care nu m-am clasat niciodată mai mult de locul 4 la, mai jos de locul 4 la anul clasic, care a fost alt nivel față de. Dar am prins experiență pe corpul meu și practic mi-ar fi puțin peste mână să-mi plătesc un antrenor care să îmi zică exact ceea ce pot să-mi zic eu singur, dar îmi trebuie, sunt conștient în sinea mea că îmi trebuie, fiindcă am nevoie de push-ul ăla pe ultimul 100 de metri, pe care mi Mă l-a rog, și acordat de doar... încă un ochi critic. Și Mă asta, mi l-a rog. acordat doar iubita mea atât. Și eu, că fiindcă sunt tare de psihic. Da. N-am Păi avut căderi, să n-am avut știi căderi. că cam asta e problema. Ori efectiv nu vrei să-ți fuți creierii într-una cu 130 dimineața să te întrebi, bă, mănânc destul carbo, mănânc prea mult carbo, Dar știi? trebuie să ne oglindă, ce trebuie să Te vezi mai uiți, mult decât da, de dar psihic? ți-o mai ia creierul razna, știi? Adică eu Da, dacă ce sunt ia. lăsat de creierul meu, eu fac pregătire 25 de săptămâni, la 10 săptămâni eu mănânc Mamă. 1000 de calorii. Înțelegi? Deci Adică te așa duci e, prea jos. exact, ăla e creierul meu, asta îmi spune creierul Da. meu. Deci la 4x auti și gata, la 4x auti și gata și de acolo mai suferi, atât. Nu e așa. Dar nu e așa, știi? Nu trebuie să fie așa, de fapt. Nu e așa pentru că pierzi și mai mult pe psihic. Că te Da, de-aia nici nu enervezi. putem să ducem mai mult de un show sau două pe an, fiindcă Da. ne distrugem de dinainte. Uite, n-aș, nu știu, bine, nu că n-aș, aș mai fi putut să mai fac câteva show-uri acum în perioada asta, că sunt în formă. Și am disciplina necesară să o duc în continuare, doar că anul ăsta nu, dar anul viitor aș vrea să duc câteva bune, 3, 4, 5 concursuri până îmi câștig cardul pro, când până câștig cardul pro, până ajung unde vreau să ajung. Cardul pro practic nu prea înseamnă multe dacă nu dovedești ceva cu el după, adică să Dacă, concurezi la pro. fiate, dacă să zicem că ai luat pro la după 32 de ani și te-ai Nu, chinuit. nu, mă las, mă las. Nu, dar Mă las, stai, dacă stai, nu stai, e, stai, stai, nu stai, vorbesc. stai, stai. Dacă iei pro nu la 30, după 32, la 30 de ani, dacă iei pro la 30 de ani, te lași sau Nu. te urci pe un, la un concurs de pro la Olimpia? Mă las. Mă las. Mă las, n-are rost. Dacă ai luat cardul pro la 30 de ani, ești expirat ca și culturist în general. Adică, nu. Dacă nu l-ai luat până în 26-27 de ani, bine, mulți spun că după 30 de ani ai altă maturitate musculară, te dezvolți mai Nu neapărat, bine, arăți mai bine. contează vârsta la care ai început, nu? Că e vorba Da, de... da, da. Dacă ai început Da, la da. 13-14 ani, A, da. la Da, uite, 24... și Greg Doucet, nu știu dacă eu știi, a început de la 12 ani, Da, culturismul, ba sau da, ba 11 da, ani ba și da. a luat cardul pro la 35, 36? Da, Ceva de genul. da. L-a luat foarte târziu, are Da. 50-60 de show-uri. L-a luat după ce a schimbat... Ci 55 avusese. 55. L-a schimbat... L-a luat după ce a schimbat de pe Natural pe Gear.
Da, da, Dar da, natural definitiv. era extraordinar de definit. Și am văzut după E aia și mic că... de înălțime. Da, este. Am văzut după aia că n-am mai scos definirea aia nenatural. Nu, nu merge. Cum o scosese natural, bă, Nu era... înțeleg de ce. Păi nici eu, uite Mulți. că primul show am scos cea mai bună condiționare în 2019. Primul. Și după aia n-am mai scos. Primul că am fost natural la primul. Și după aia n-am mai scos. Deși Da. am mâncat mai puțin, adică statusurile s-au dus în jos, cardio mai, nu chiar mai mult, dar cardio tot pe acolo, dar mâncatul s-a dus din ce în ce mai mult în jos, știi? Da, dacă ai observat, ai mai multe kilograme pe tine, chiar dacă n-ai avut aceeași condiționare. Corect, Adică corect. degeaba sunt condiționat top la 60 de kg. Mi se pare Fix 60 de kg. 60 Are am avut. iubita mea 60 de kg. 60 am avut și eu. Ai avut, nu 62, mai ai. 62, da. Dar vreau să 62. zic, știi? Și eu, la fel, la primul concurs am avut 60 de kilograme și acum am 80. În an de zile, 20 de kilograme. Și m-am Exact. apucat de ele acum 3 ani jumate, 4 ani. Adică am ceva experiență cu ele, dar mi-am bătut joc. Nu am făcut cicluri ca la carte sau ceva de genul. Am luat așa și eu ca bro-gym-ul, știi? Da, mă Iau rog. și eu puțin și în fine. Da. Trecem peste, ne întoarcem la Olimpia. Așa. Bă, Organizare, Olimpia, arbitrare. tot. Tot. N-am ce să reproșez, super tare, tot. Felicitări, doamna Popa și Și Ștreza. Claudiu Streza, da. Da, Ștreza. Deci, n-am ce să spun de organizare. Super tare. Mi-a plăcut și dacă anul viitor s-ar mai ține România, cu drag aș veni. Aș face tot sacrificiul să vin. Păi ăsta este, nu? Nu. Eastern Europe, nu? Sau se mută? Zici că se mută? Băi, nu știu, abar n-am din spusele lor, am văzut că s-ar putea să nu se mai țină, dar nu știu dacă sunt doar zvonuri Din sau nu. spusele lor, ce s-a scris în articolul ăla? Că să Ce s-a ajungem scris și în la... articol, bineînțeles că n-au Păi bun, fost... hai să ajungem la articolul ăla, că eu l-am văzut târziu. Și eu nu l-am citit Eu pe l-am văzut tot. târziu. Nu, tu l-ai văzut mai devreme. Când l-am văzut eu, tu deja postasei de el. Am Adică eu l-am înțeles. văzut târziu, târziu, adică eu l-am, la mine a ajuns ultimul, dar nu știu cum. Că l-am văzut, dar mi s-a părut, eu nu mă uit pe articole niciodată. Deci dacă îmi văd Nici fața, eu. nu mă uit, nu citesc. Și dacă mai îmi Nici trimite eu. cineva, intru pe link ca să se vadă că a fost deschis și după aia ies. Deci nu mă uit. Nu, nu Da, pot să, nu, nu, da, nu pot să urmăresc, mi se pare, parcă văd scrisul ăla de ziar, știi? Dar nici eu nu urmăresc, dar mi-a trimis cineva, știi, adică Păi nu am și văzut mie, eu. și mie, și mie, Da. și mie. Dar asta zic că intru și ies. Păi Și... ce căutam eu pe GSP? Pe bune. Na. După aia am văzut, frate, dar nu doar tu, mă rog, și Coșovanu, și Maria, știi? Și Băi, eram Chiochiu, la că mai era plajă, foarte... adică eram total deplasat. Chiar dacă se scria pe Facebook, eu nu puteam să văd, Pe asta fiindcă nu zic. intru Hai să o luăm pe... de la început. Povestește cum e articolul, cum sună cap-coadă. Băi, articolul sună pe următor, că am fugit de pe scenă. Știi? Adică asta m-a enervat și faptul că mi-a menționat numele. Din 10 sportivi, da? Din 10 sportivi, doar la 3 mi-a menționat numele, printre care și eu. Sebastian Cerpescu și încă o fată, nu mai țin minte cum o cheamă. Încă o fată, da. Încă o fată. Da, nu mai țin minte, nu mă știu, n-am mai în viața mea de ea. În fine, și asta a fost destul de deranjant. Pe bune, pui și poze cu atleți care, de fapt, erau câțiva dintre ei români, câțiva din afară și nu mai, practic nu ai voie să faci chestia asta fără acordul sportivului sau omului respectiv. Mă rog, dacă Nu ai voie pozele să... nu sunt publice, dacă pozele nu sunt publice. Da, ai dreptate, pozele au fost publice, da. Asta da. Însă, faza cu suspendarea este total privată. Nu ai voie să spui chestia asta. Nu ai voie. Da, Nadu nu are voie să facă chestia asta. Să dezvăluie niște chestii confidențiale, care țin doar de FRCF și ANAD, dintre ei, atât și eu, și Clubul Sportiv. Doar noi avem voie să știm chestiile astea, în restul nu. Deci astea nu sunt chestii de difuzat undeva. Fără acordul meu, bineînțeles. Păi da, dar uite că pe site, dacă intri pe ANAD suspendări, găsești pe anul curent toate suspendările găsite pentru dopaj în timpul competiției. Atât. Sau prin, da, sau prin inopinant, știi? Prin test inopinant. Da. Da, dar Atât. Atât, eu n-am fost exact. suspendat din cauza. Exact, Da. exact. Tu Da. n-ai fost suspendat Da. pentru doping. Nu, Asta eu e am fost faza. suspendat fiindcă nu m-am prezentat. Nu m-am prezentat fiindcă mi s-a părut super nașpa, fiindcă mă pregăteam de europene din Spania. Anul trecut, în lockdown, mă antrenam ca un șobolan în sală. Era sala închisă, eram singurul care se chinuia să se antreneze, am avut acces la sală.
fără muzică, fără nimic și mă trezesc cu apel din partea patronului că mă caută Anadu. La sală, era jos în fața sălii, știi, Anadu. Mamă. Și m-a rămas așa puțin mirat, pe gânduri, n-am știut să reacționez, am sunat clubul sportiv, patronul clubului sportiv, mi-a spus că da, bă, asta este, a venit, nu ai ce să mai faci, adică nu avem ce să vorbim, nu să vorbim, să, nu știu, să vedem Să la mai un schimb, acord. da. Da, n-ai ce să mai schimbi, adică odată ce a pus pata pe tine și te caută, e clar, pe bune. Deci e clar și deci n-am mai avut nicio șansă, n-am făcut gafe, nu cred că m-a văzut cineva ieșind în față și să spun, domne, că nu e bine ce au făcut, că... Adică n-am făcut scandal pe tema asta, am acceptat, știi, am acceptat, am sunat la ei, am vorbit cu ei, cu cei de la NAD, am zis, da, e ok, dați-mi suspendare, accept chestia asta, bine că nu mi-a dat și amendă. Bine, avea voie să-mi dea amendă, bănuiesc, Corect, pentru da. neprezentare. Da, bine, m-am ales cu o suspendare de 4 ani, iar acum că nu m-am prezentat la test antidoping și că aș fi fugit de pe scenă, mai am încă 4, deci am 8. Și din partea mea pot să-mi dea și 150 de ani, suspendare, fiindcă în federația asta nu o să mai mă întorc niciodată pentru nimic în lume, nici dacă se acordă premii în bani. Adică nu. Se acordă premii Nu. în bani, dar nu la naționale. Da. Nu. La Mă rog, naționale. se acordă în Nu ai alt unde să mod. ajungi mai... Da, nu ai unde să ajungi mai departe de naționale în liga asta. Nicăieri. Nu ai unde. Unde? La mondiale? Ce mondiale? Nu există. Sunt fictive. O federație fictivă. Nu ai unde să duci mai mult de atât. Nu ai. Fiecare an, n-ai văzut, sunt oameni în vârstă care încă concurează în federație și de 20 de ani sunt la naționale. Maxim. Da, Maxim. și Maximul mai atins mult. este Și mai mult. puțin mai mult. Puțin mai mult. Puțin mai mult. Dacă ai puțin tupeu, te duci la Pro League. La ISFBB Pro League. Da, Unde se am ia... impresia că sunt și foarte uzați și nu mai pot să fac asta. Adică gândește că eu cred că își dau damage mai mare decât noi. Bănuiesc. Cred că da. Da. Concurând într-un campionat Da. care nu le aduce nimic decât bani dacă merg la europene și iau un Vrei loc să spun sau la ceva? mondiale. Nu cred că realizează chestia asta, fiindcă sunt puțin mai înapoiați pe toate planurile și ei sunt aici, e în lumea lor, adică e universul lor. Pentru ei nu există alte federații, nu există alte concursuri, doar astea, știi? Adică scopul lor este să fie campion național. Adică Da. în fiecare Andean, an. An de an, da, an de an, an de an. Nu înțeleg de ce ai ajuns odată campion național, bă, lasă-și pe alții. Adică du-te, fă altceva, schimbă-ți locul, lasă-și pe alții să câștige. Că nu ești numai tu, știi? Eu m-am dus odată, am luat locul întâi la campionatul național, am ieșit campion național anul trecut. Anul trecut? Acum de? Acum 2 ani. Acum 2 ani, da, și atât. De ce să mai mă duc o dată la naționale? Pentru ce? Să dovedesc ce? Cui? Se pare absurd să concurez la aceleași concursuri an de an. La Cupa RD-ul, Cupa României, Cupa Statelor. Sunt, nu știu, sunt zeci de concursuri care nu au niciun sens. Stai că HRD-ul e băgat de anul trecut. RD-ul, nu știu, mi-a venit în minte acum că am văzut pe Facebook azi. E Nu știu ce... privat. E E privat. privat? Ah, scuze-mă, Da. atunci, îmi pare rău pentru... E Da, privat, e deci privat. nu... Cupa României, bă, nu Cupa RD-ul, Cupa României. Mai sunt câteva concursuri de astea care n-am, nu știu, mi se par super haioase. Nu m-aș fi dus nici dacă m-ar fi obligat cineva, nu m-aș fi dus. Miss și Mister mai e Caterinca. Miss Miss și și Mister. Mister? Chiar e Caterinca, da. Da, acolo a fost suspendat un prieten de-al meu anul trecut, în vară, când s-a ținut prima dată Miss și Mister. Păi cred că a A fost fost suspendat, a suspendat venit și Anadu. Andy Constantin. Da, și Andy Constantin și Cătălin Dumitrescu. Ok, a, gata, gata, gata. Gata, Da? gata, gata, știu, da. Da, deci o porcărie de show, adică să te suspende acolo mi se pare penibil. Să vină acolo Anadu mi se pare penibil, la Mister Mamaia sau Costinești, nu știu cum e concursul ăla. Bă, i-a prins? Da, i-a prins. De fapt nu i-a prins, nu s-a prezentat sau nu au vrut să, au refuzat, nu mai știu. În Păi, fine, cam nu le așa. pare rău. Cam așa. Păi, îți dai seama. Da. Dar, la tine cum au venit la Olimpia? Nu au venit, nu, m-am pre... nu eram la concurs. Eram acasă, frate, eu doar ce am terminat concursul, mi-am tras tricoul pe mine, am chemat un Uber cu a mea afară și am plecat acasă, fiindcă abia așteptam să mănânc ceva, Păi bun, abia așteptam și să fac cum un au bit. dedus ei că nu te-ai prezentat și ai fugit de pe scenă? Habar n-am, nu știu de Că unde și până unde. eu am fost la Au discuție. generalizat. Eu am fost la discuție și chiar mă așteptam, zic că am văzut Anadu și am zis, bă, ce-au făcut mă ăștia? Mă gândeam, mă duc să-l caut pe streza. Ce-au făcut ăștia? Zic, cum de-a intrat Anadu? Mi-a Băi, hai să zis, spun eu cum am intrat ei. Vrei să spun? pă, cu japca, cum? De, cu japca, dar hai să spun ceva. Eram afară la fumat, după prejudging. Eram afară eu și cu a mea și cu bodyguardul respectiv care stătea Așa, la intrare. așa. Și au intrat doi tipi pe lângă noi și
Erau îmbrăcați de la, cu echipament, cu vesta, anat pe aici și așa mai Gata, departe. mă, gata. Și întreabă bodyguard în felul următor: știți că nu aveți voie să intrați aici, este un concurs privat. Da, nu intrăm aici, știți că mai eram față un concurs de arm wrestling. Gata, Știi? știu. Care Gata, ținea știu. de Federația Română Da, 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 de da, arm da. wrestling, da? Nu, noi nu avem treabă în partea aia, noi avem treabă în partea aia, dar de fapt ce au făcut ei? După ce au terminat cu cei de la Scandenberg, da? Seara au făcut vreo cârtiță pe sub pământ și au intrat la noi. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, că Da, nu pentru aveau că voie. seara au venit la ba Au nu, venit mă. seara. Au venit la Ba pri nu, au venit seara. după final, Au venit seara. după După finală. finală, da, pe După la finală. 7, cred. Da. 7, 8, cam atunci. Deci ei au vrut să intre prima dată în partea asta. Știi cum intrai, în dreapta te duceai înspre concursul nostru și în stânga era... Da. Deci au vrut să intre în partea asta și le-a pus bodyguardul, stop. Au vrut să se ducă la noi prima dată. Deci au fost trimiși special și după s-au Ei, dus nu, în primul rând și în partea asta. au fost trimiși pentru că au ajuns acolo, putea să zică că din greșeală, știi? Că Nu din greșeală, conform nu. niciunei legi n-au voie să intre, știi? Dar Da. trimiși au fost, da. Da, Ideea de e fapt. că eram de față, ven, la discuție, când vorbeam cu Mihai și am văzut s-a dat jos de pe scenă, mă duceam să văd ce face, văd că l-au oprit niște oameni să semneze ceva și tocmai luase unul la Novis. Și zic, ia stai să vezi că au venit sponsorii pe el să semneze, să-l ia la o discuție, să semneze contract. Deci eu m-am bucurat, mâncațești. Și Da. m-am dus acolo și când am ajuns aproape, ci că hai să vi se dai test, așa am auzit. Și eram, bă, ce, bă, Pe cine bune? să știa, da, mă, așa am auzit, bă, haide că să Așa vi se direct, dai un test. adică... Da, i-a scos o foaie care era un formular tip completat și să semneze nu știu unde, știi? Și ăsta era ce să semnezi. Și zic, hai să vii să dai cu noi un test. Și cred că atunci s-a aprins și lui Luminița și mie. Și ăsta a zis, a, păi stai că mai am o premiere după, știi? Și după, efectiv, au plecat oamenii. Căci că nu, că vine acum. Și a zis, nu, că trebuie să-i mai am o premiere. Cum dracu să vin acum? Și Exact. au rămas acolo și eu întreb pe Mihai, bă, cine-s mă ăștia? Cică, a, de la Anad. Ah, Și super. m-am dus și am vorbit cu, bă, am întrebat, am trimis pe cineva să se ducă să vorbească cu Alina Popa, știi? Și s-a întors și a zis să-i lăsați în pace, să-i ignorați, n-au niciun drept să vină aici, este total opțional dacă vrei să te duci sau să nu, să dai test. Și în primul rând, ce ți se poate întâmpla, știi? Că e ca și cum ar veni controlorii de pe CFR să te controleze pe tine la un autobuz. Că dând NPC nu te scoate, e gen, eu merg cu, nu știu, cu bicicleta pe trotuar și pe mine mă oprește poliția și mi-a carnetul de șofer. Exact, deci da, dacă ai care, deci o da. Dacă ai carnet de șofer, știi? Fix așa a fost, mi s-a părut. Și că au fugit oameni de pe scenă. Ce dracu au Din câte fugit că... știu eu, sportivii, anumiți sportivi, sunt încă legitimați, bine, au fost legitimați, încă la federație, da? Păi Când au da. concurat la Olimpia. Fii atent, conform regulilor federației, spune în contractul ăla că dacă tu te duci să concurezi într-o altă federație, ești exclus? Da, direct. Direct, ți se rupe contractul, nu se Direct. mai ține Da, cont de nimic. da, da, da. Anadu a venit după ce ei au intrat în concurs. Deci, conform legii și contractului, contractul era deja rupt când a venit Anadu acolo. Practic, da. Da, Și era și deci, suspendat, adică... corect, era, deci ei au venit să controleze niște sportivi suspendați. Pentru că imediat cum ai intrat, cum ai switch-uit către o altă... Nu trebuie să suni la club să zici că vreau să rezist, că nu mai vreau să iau parte la contract și că vreau să mă retrag din contract și că să mă scoateți din club și așa mai departe. Ai intrat în altă federație, ai urcat pe scenă, s-a terminat contractul. Da, asta n-am înțeles nici eu. În fine, au făcut o greșeală foarte mare, fiindcă sunt suspendat, dacă vrei, țară și foaia. Încă mai am documentele, fiindcă trebuie să le-am căutat toată casa, fiindcă trebuie să mă duc luni să mă văd cu avocata și să-i prezint documentele. Și o să începem un proces împotriva celor de la ANAD, nu Deci GSPU. nici ANAD-ul, fiindcă ei măcar... au dezvolit. Păi da, ei au dezvoltat că nu era nicio presă. Deci când am Exact. fost în sală să ne uităm la Maria, deci nu era nicio presă. Singurii care filmam eram noi și fotograful lor, știi? Atât. Nu, erau doi fotografi, de fapt, dar nu era nicio presă prezentă. N-a fost nicio presă prezentă, știi? Da, oricum GSP-ul mănâncă căcat. E un... E, da. Îți dai seama că e un articol Este... plătit, nu știu, un articol de la de 500 de lei, a costat 100 de euro și ăla a Pentru fost. ce? Ce favor le-a adus Păi, lor? știri din sport, nu poate nu avea cu ce să umple weekendul. Practic ăsta nu e un sport.
Da, nu e considerat sport. Nu e Așa că considerat sport. nu e sport, este, nu știu, e ceva legat de frumusețe, beauty, chestii de astea, dar asta nu e sport. Bodybuilding nu e catalogat ca și sport în olimpice. Șahul este, dar bodybuilding nu. Fiindcă nu e sănătos, pe adevăr că asta este. Nu e sănătos, nu poate fi un sport. Da, sala, fitness-ul în general se leagă de alte ramuri ale, de fapt, da, ei se leagă, de exemplu, fotbaliștii, Fitness, basketbaliștii wellness. se antrenează, da, wellness. Da, wellness. Da, totul intră aici în sală, adică aici se pregătesc majoritatea sportivilor de performanță care, nu știu, concurează la alte sporturi, nu știu, caia canoe, basket, fotbal, fotbal, tu le spune-le pe nume, sunt Păi multe sporturi. asta a fost și în articol că scriau că ni s-a închis ușa în nas, că ni s-a spus că asta nu e o competiție sportivă, Păi nu este. ci este o competiție de fit and beauty și imagine și etc. Și eram Practic gen, au schimbat păi... ultima 100 de metri. Au schimbat pe pagina ultima 100 de metri sau pe site, nu mai știu unde au schimbat. Adică, cine? Știi, ai citit articolul, nu? Nu. Așa au spus ăștia de la NAT că au schimbat de față cu avocat, au schimbat Denumirea... organizatorii la denumirea evenimentului. Dar nu a fost niciodată promovat ca competiție sportivă. Nu știu cine a zis mă duc într-o competiție sportivă. Dar e aiurea să... Cum să denumești, nu știu, bodybuilding-ul ca și competiție sportivă? Când își pune numele, își spune numele prin numele lui, adică bodybuilding, îți construiești corpul. E mai mult o chestie de imagine. Da, e chestie de imagine, nu e sport. Da. Sport e fotbalul, sport e tenisul, Urma să spui că sport hockeyul. e ăla din care scoți bani. Nu. Dacă vii chitit pe bani în sportul ăsta, între ghilimele, sau în orice alt sport, să vii chitit pe bani, până ajungi să faci bani în orice sport, bagi bani. Foarte mult. Întotdeauna, da. Întotdeauna. Decât Foarte dacă mult, te foarte naști mult. norocos. Cam rar să te naști norocos. Cam rar, da. Da. Corect, întâi bagi Dar bani și după și munca bate talentul câteodată. aia. Câteodată. 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 Nu mereu. Da, Da, trebuie trebuie talent. să Aici nu trebuie talent. dar trebuie să fie ăla Trebuie genetic. talentat. Da, îți trebuie genetic, dar dacă ai un genetic Muncă. bun și ești extraordinar de prost, Da. s-ar putea să mă scoți la cap. Dacă ai un genetic bun și ești mediocru, ești mai bun decât unul care n-are genetic și bate munca toată ziua, știi? Clar, clar, Deci, clar. contează Eu n-am foarte, genetic, foarte mult. muncesc. Nu am Nici eu, genetic, nici muncesc. eu. Da, același lucru. Muncesc. Dacă avem genetic, eram. Cred că dacă aveam genetic, nu cred că ajungeam aici. Fiindcă mă plecam pe ureche. Mulți care au genetic nu profită. Dacă ai observat în săli, sunt foarte mulți care nu concurează, dar arată superior. Da, dar uite și alte tipuri de genetică care... Da, am văzut și chestia asta cu oameni random prin sală care n-au concurat niciodată, dar Da, da, arată... da, da. Te întrebi, mamă, la ce merge asta? Mai ales după un timp, știi? Da, Da, am exact, văzut asta. Dar exact. cred că nu-și dau Bine, nu seama. sala mea. Nu-și dau seama și, sau probabil au încercat și nu le place, că sunt mulți oameni care cărora nu le place, știi? Să trăiești într-o rutină, să... Păi nu știi cum e. Adică n-ai de unde să spui că nu-ți place dacă n-ai încercat Păi am niciodată mai să faci văzut chestia oameni de asta. ăștia care arătau bine și s-au apucat și au început o pregătire, dar nu le plăcea, că ei mâncau la ochi, ei nu-și cântăreau, ei mâncau ce aveau chef și arătau top, top arătau, înțelegi? Da, am și eu în sală în caz asemănător. Și li Nu s-a înțeleg zis... cum, dar la altele merge. Probabil, nu știu, ține Da, și de da. stres, ține și de... Da, Adică nu da. sunt stresați, nu, fiindcă nu au un scop, nu pleacă Păi din da, punctul A să ajungă în da. punctul B, ca noi. Eu Fiindcă, așa na, tu spui în fac... cap... Zi. Îți spui în cap ca în 3 luni de zile să pleci din punctul A în punctul B, să ajungi în punctul B. În 3 luni de zile Corect. tu trebuie să fii top. Și îți autoinduci un stres, psihic și fizic. Înțelegi? Și atunci există momente când poți să dai fail. Plus că, Nu na, mai reacționează nici corpul și psihicul te lasă. tu pleci de la premisa asta că trebuie să fii, adică trebuie să cântărești totul. Nu la modul propriu să-ți cântărești mâncarea, dar să cântărești absolut tot ce faci toată ziua, știi? Cântăresc mâncarea tot timpul. Tot Da. timpul. Da, și eu la fel. Orice. Și eu la fel. Deci nu există. Așa m-am învățat. Nu pot. Și la mare am plecat cântarul după mine. Adică mi-am luat piept de pui. Adică Și dacă nu mănânc pot un să ieși din căcat, rutina adică asta. și dacă mănânc un căcat și ceva prost, tot o cântărești, știi? Că vreau să știu, Nu, la am... prost nu mai cântăresc. Că La n-am prost, ce să nu? mai... Ok. Ce Bine, să mai cântăresc? O pizza? depinde acum. Nu, mă, Că gen... n-am de unde să știu câte calorii are o pizza. N-am de unde să știu.
Păi o Nu pot să cântărești și... aproximez. Vreo până în 400, depinde câtă grăsime are. Nu? Cam imposibil. În fine, nu știu. Și alimentele sănătoase, între ghilimele, cam greu să le aproximez ca și calorii. Ca și calorii, da. Dar le cântărești. Da, le cântărești, da. Da, De exact. ale cântărești. Da, dracu, în atâția ani ai învățat cât are 100 de grame de pâine, cât au 100 de grame de brocoli, 100 de grame de ovăz, știi? Adică le știi pe de rost, Da, sau... bineînțeles, da, 103 grame de ovăz. Dar nu că le știi pe de rost, știi și macroși, și câtă proteină, și câte fibre, și câte... știi? Mă știu, da, dar tot nu pot să aproximez din ochi. Adică nu știu că îmi Da. pun eu direct din Păi pungă, că îmi asta pun. zic, că sunt mulți Păi oameni îmi care pun atât. trăiesc... Da, trăiesc viața aia și după aia li se zice, bă, tu arăți mega bine, ar trebui să concurezi. Și se documentează așa, bă, cum ar fi să concurezi, ce trebuie să fac. Și se apucă o săptămână, două, trei, și cântărește mâncarea, se duce la sală la oră fixă, e tăcă, tăcă, și după aia zice, bă, nu-mi place. Da, Știi? nu-ți place. E greu. Nu E e greu, dar te atât obișnuiești. de greu, dar te obișnuiești, exact. E greu la Te obișnuiești. început, primii 2-3 ani, nu știu. Dar după Păi aia... acum n-am avut, vrei să spun că n-am avut nicio emoție legată de concursul ăsta. Adică Nu? nicio emoție. Am venit super, nu Am știu, ceva, văzut era ceva că normal. tu erai, da, tu erai la Deplasat. plajă. Tu erai la plajă. Eram N-ai... deplasat, adică eu vorbesc Da. cu toată lumea, sunt genul care nu sunt, nu știu dacă ai văzut prin backstage la anumite concursuri, sunt de-aia stresat, stau cu căștile în urechi, Sunt, stau cu sunt, sunt. plafonul pe ei. Da. Sunt, Se nu roagă, știu, mi se stau pare prea așa. exagerat. Se roagă, Da, 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 nu da. înțeleg pentru ce fac chestia Și asta. mie îmi Ar trebui place să te frate să bucuri. vorbesc cu oamenii, da. Da, Da, da. ar trebui să te bucuri, adică e ultima zi. Nu mai e dietă în ultima zi, nu mai faci cardio în ultima zi. Au trecut 3 luni de zile, ar trebui să te bucuri. Ar trebui să fii super detașat de tot. De ce să-ți Da. mai spui, să-ți pui un stres pe tine fix în ultimele minute înainte să intri pe scenă, în ultimele ore? Pentru ce? Să fii atât de închis în tine. Crezi că eu faci ceva? Dacă ești atât de, nu știu, dar ce ești, Chris Bumstead? Da, nu știu, da, au presiune imensă. Bine, acum dacă te bați pentru pro, dar nici nu știu ce să zic. Hai mă, Depinde și... frate, că nu, chiar dacă te bați pentru pro, Depinde nu și cât de poți să singuri fii așa. sunt, mă. Depinde, poate am văzut unii oameni care efectiv vin singuri, știi? Adică nu e nimeni cu Da, ei. am văzut, Și am gen, văzut nu mulți singuri, cunosc da. pe nimeni. Și atunci, uite, am văzut oameni care veniseră la Classic Mus care chiar erau singuri și că erau singuri. N-aveau pe nimeni de naționalitatea lor acolo, știi? Am văzut, Și da. ce să faci atunci? Adică, na. Și ai văzut Da, și tu pe bine, la mulți sunt și competiții de-astea? ignoranți. Am văzut, da, mulți sunt Sunt, foarte dar... ignoranți. Dar nici nu știu engleză unii. A, nu știau mulți engleză. Ți-am zis Nu povestea, știau deci mulți. când au zis, când eram pe scenă și era în comparație și a zis quarter turn to your right, păi numai eu m-am întors la dreapta. Și ăla din fața mea s-a întors ca să se uite la mine să vadă ce am făcut, știi? M-am penibil. Bă, da și Bă, nu. este că am fost Penny... anul trecut în Spania și nimeni Bă, nu știe engleză. a câștigat ăla care nu știa engleză. A câștigat, ce dracu să-i Da, mai zic acum? A câștigat. Pana mea, m-a da. bătut. Da, că știu eu Nu engleză, că contează. nu știu. Eu m-am întors, el s-a întors după 3 secunde, dar a câștigat la urma urmei. Ce părere Da. ai avut de Oliver Frosting? Bă, deci când l-am văzut, mi-a trimis niște băieți, mi-au trimis niște băieți pe Insta cu vreo săptămână înainte, că aterizase ăsta, venise în România și scrisese în postare că se duce la Classic, știi? Și la Men's. Mamă, și am zis, stai să văd ce înălțime are. Și după aia mi-au venit alea de la Protan. Știi? Mi-a venit programarea de la Tanning și eram programat cu ăsta. Și scria Classic Fizic, mamă. Păi am văzut, Categoria ta. da, după aia l-am văzut cu vreo 3 zile înainte de concurs, m-am dus în downtown și se antrena, făcea vlog, m-am dus, am făcut o poză cu el. Păi, și nu e, nu părea ca pe, nu părea deloc ca pe Insta, știi? Nu e vorba de Și... asta, dar e vorba că s-a prezentat super jalnic cu Agnea Apple, ca și Bă, sportiv de da, sportiv. era cam plin, să știi, pe spate. Mă rog, avea o erupție nașpa, dar părea, înainte de Tan, adică când l-am văzut eu în sală, părea matur, pentru cât de mic e, știi, de vârstă. Da, Foarte are matur. 21, 22. 21. Era striat, era matur, era... Mă rog. Și-a făcut și niște poze la Downtown, de alea blană, părea de 10 ori mai mare. Am văzut, da. Bă, dar în ziua concursului, nu știu ce s-a întâmplat. I-a dat Milos prea multă insulină, nu știu care e faza, dar era... Nu era ca mine, dar era asta stuparul pe picioare, știi? Astuparul. Era cam vreo 2 săptămâni de concurs. Cam așa, da, a stricat ceva, nu-mi dau seama, nu știu. Dar... Mulți sunt obsedați de vascularizare. Nu înțeleg cu ce este vascularizarea pe șef. Da, mă, nici eu nu știu. Nu Dacă înțeleg de ești ce. tăiat, ești tăiat oricum și oricum câte Da. vene ai, atâtea ai. Nu e Nu vorba mai... de vene. Nu, venele nu-ți aduc niciun beneficiu. Fiindcă venele vascularizare acoperă toată definirea pe care o ai. Nu e ceva estetic.
Nu e estetic și nu cred că se punctează vascularizarea la niciun concurs. Bă, nu, nici eu sincer nu se punctează și am văzut chestia asta. Am văzut-o la Walker de curând, e mega vascularizat, dar body fat-ul nu e. Știi? Adică îți dai Nu. seama, are, din cauza că are blood pressure-ul prea mare, cred că e atât de vascularizat, că altfel nu-mi explic, știi? Tot timpul, cred că și în somn. Asta zic, asta zic. Și da, asta e cu Bine, faza cu vorbim de Oliver. un alt nivel. Oliver Dar oricum era de... blocky, era bine, adică avea maturitate puțin, avea și volum, dar era blocky, adică structura lui El era e blocky. influencer, nu e culturist. E influencer. Da. E mai bine rămâi la statusul ăsta de influencer. Adică cred că a făcut-o doar pentru fani, atât, nu pentru... Păi să vedem ce face lunile astea următoare. Ai văzut că Anthony Mantello la fel Da, începuse, la... știi? Îl urmăresc și pe la fel, e, nu are ce-i trebuie pentru Pentru fizic, adică mens. nu are. Nu, fiindcă, știi de ce zic asta? Are tot ce-i trebuie, nu cred că i-a lipsit nimic niciodată. Deci este giftuit din plan financiar, este foarte giftuit. Și ca și antrenor, Corect. ca și susținere, bani, ce mai, nu ai cum să dai greș. E, nu are ce-i trebuie. Nu e făcut pentru chestia asta, nu are structura necesară, nu e. Nu e. Și nu e vorba de calitatea substanțelor sau de, nu cred că se pune problemă la ei de așa Nu, ceva. nu cred, nici eu nu Deci cred. exclus, sau mâncare să lipsească, nu știu, mâncare vreodată, nu. Nu, nu ai. Când nu ai, nu ai. O să ai toți banii din lume. Dacă nu ai genetic și structură, degeaba poți să muncești tu să faci 13 antrenamente pe zi. Nu te aștepți cu nimic. Este cel mai bun antrenor din lume. Antrenorul nu se rezolve niciodată asta. El te antrenează fiindcă îl plătești. Nu poate să spună, Păi bă, ce, ceva, nu te antrenezi. tu n-ai văzut și geneticuri mai proaste, genetice mai proaste sau și failuri de la antrenori mari? Uite, a făcut Patrick Tura anul trecut cu Hollingstead. Da, A am văzut. făcut, cu cine a mai făcut? Cu Vasilică, indiferent ce ar zice unul și altul de Vasilică. Nu cunosc, nu l-am, m-a blocat peste tot. Și pe Nu-l mine. urmăresc. A fost anul Nu trecut în înțeleg de ce. Italia, a fost în Italia la tot Olimpia Amator, cred că a fost. Nu știu, Și nu urmăresc. Nu a, urmăresc ok. pe tipul ăsta, Îți zic nu eu înțeleg. atunci. Păi nici eu îl urmăream, dar ne-a blocat, mă rog. Dar nu înțeleg ce în capul lui, de ce face chestia asta, că nu am avut niciodată vreo discuție Nici cu eu, el. tocmai asta voiam, am vrut să-l întreb, dar părea foarte supărat la Olimpia și am zis să nu-l întreb. Știi? Supărat? De ce? Nu știu, păi eu când am venit să filmez, eu când făceam vlogul, era a doua zi și el era înainte de finals. Adică nu făcuse încă finals, știi? Și el și-a luat cardul pro după bikini. Și noi, că a luat Maria cardul pro, noi am plecat după bikini, n-am mai stat, știi? Și Da, n-am, când trebuie normal. să vorbesc cu el, că înainte de finals, deci la finals, omul doar stătea jos cu ochii închiși și întins. Să mă duc să îi bat așa în cap, hei, Nice, de ce m-ai nu, blocat cu aiurea. ițe, știi? Și părea și supărat așa, adică nu vorbea cu nimeni, la fel, știi? Stătea. Și am zis, nu-l deranjez, cine știe, nu i-o fi ieșit ceva, pana, las că vorbesc altă dată. Da, nu înțeleg care e treaba cu oamenii ăștia care blochează niște oameni random care practic doar urmăream atât, adică nu mi se părea Da. funny ca și culturist, adică Bă, dar eu e eram mai mult curios cum arată, știi? Că îmi place să mă uit, să văd. dar tot bine, dar na, bine, nu vreau să intru în detalii. Da, ok. Da, asta ziceam, de antrenori care mai picuiesc și oameni prost, știi? Bineînțeles că există chestii de genul. N-ai cum să, nici după 5 ani, 6 ani, Nu poți să nu fii poți să sigur realizezi niciodată un pic ca 100%, lumea, da. nu. Fiindcă corpul se schimbă de la zi la zi. Metabolismul se schimbă de la zi la zi. Eu ardeam în somn, adică slăbeam peste noapte 1,5 kg. Transpiram, eram flașcă, schimbam tricouri unul după altul. Am văzut Nu și înțeleg asta. de ce. De Așa. fapt, nu înțeleg de ce, nu mai zic de ce. Înțelegem de ce, da. Da, da. Ai luat GDA de la bun. Așa. Hai să trecem, încheiem asta cu Olimpia, că e ultima chestie pe care am mai zis-o de Olimpia. Gata, că s-au făcut Ce să deja. mai zic? N-ai ce să zic. Abia aștept să mai vin o dată. Da, să mai fie la noi odată, sper, mă rog. Și trecem peste. Hai că avem două, trei întrebări, răspuns la ele? Hai să vedem. Răspundem, bineînțeles. Ce Bă, abordare eu răspund după... cu... Da. Zi, dă-i drumul. Eu răspund în cuvintele mele, nu mă pricep la termeni Nu științifici vorbim sau în ceva de termeni. gen. Nu Eu vorbește nimeni sunt în bro termeni. Jim. Jim bro. Jim bro. Jim bro. Jim Jim rat. bro. Jim rat, da. Aia. Nu, că nu vorbim în termeni. Nu, n-are nicio treabă Da, termeni. da, da. Plus că am observat că cu cât le explici oamenilor mai pe înțelesul lor, adică cuvinte mai simple, cu atât înțeleg și ei mai bine.
mai departe, știi? Dacă iei bineînțeles. cu cuvinte complicate. Dar pentru ce să fac chestia asta? Exact, știi? Ca să demonstrezi așa ce știi. Să mă consider ce eu nu sunt antrenor, adică nu antrenez concurenți, eu sunt antrenor de sală, adică eu sunt pe treaba mea, eu n-am treabă, eu sunt sportiv pentru mine. Corect. Nu fac asta să atrag clienți sau ceva de gen din afară. Bun, hai să-i dăm drumul. Da, dai drumul. Ce abordare după concurs, detox, rebound, câteva sfaturi mai ales pentru începători ca să nu greșească mult. Ce abordare ai după concurs în termenii de rebound și detox? Depinde. Păi Depinde cât hai să o luăm cu natural, în primul rând, dacă ai fi natural. Dacă da, am ești fost natural. natural. Păi N-am toată făcut lumea a rebound fost, îți după dai concurs. seama. N-am făcut o dietă de rebound după concurs niciodată. Am mâncat ca un porc întotdeauna și am luat câte 10-15 kg. Am avut 15 kg în 2 zile. Da. Da. Picioarele mele nu mai intrau în Adidas. Deci a fost groaznic. Era să dau în primire, pe bune. Și eram natural, adică n-am luat diuretice, n-am luat nimic de Da? genul. Da, Da, știu. deci nu am experiență pe natural. Ce ar trebui Rebound. să faci? Ce ar trebui să faci? Băi, ca și detox, nu știu la ce vrea să zică detox, adică ce ai Păi, putea să detox în detoxifiezi. sensul de, Corpul se cred... detoxifiază de la sine. Corect. Corect. Da, Da? uite, în termen de recuperare. Hai, nu detox. Recuperare, că Recuperare. detox... Păi ar trebui să ai undeva pe la 10-14 zile în care ar trebui să beneficiezi maxim de rebound, da? În care ai putea să-ți crești caloriile, nu foarte mult, da? Nu știu, de exemplu, dacă tu înainte de concurs ai mâncat 2000 de calorii până în ultimele săptămâni, ultimele 2 săptămâni, să te simți bine, ar trebui să mănânci undeva pe la 2600-2100 de calorii și Cam să ai așa. niște antrenamente decente. Cam așa, da. Cheat meal-uri, 2-3 pe săptămână. Ok. Cheat meal-uri, nu Nu deiuri, cheat days, da. da? Să lași corpul să se odihnească, să fii chill. Și să o lași mai moale cu antrenamentele. Să lași puțin ligamentele să se lubrifieze. Ok, adică să bei și multă apă după ca să se absorbă Să bei carbul ăla. multă apă, dar nu fix după concurs. Ia-o gradual cu apa și nu bea după ce ai terminat concursul 5 litri de apă, fiindcă a doua zi o să fii balon cu apă. Dar ia ușor cu apa, nu te grăbi, după concurs ești, trebuie să fii relaxat. Cam asta e natural, nu știu. Natural, ți-am spus, n-am experiență, dar pe ele, da. Pe ele sunt mai multe chestii de explicat. Păi bun, hai să le luăm ușor și treptat, fără să dăm nume și așa mai departe. Păi, în primul rând, renunț la absolut tot ce am făcut în pregătire, la cam toate substanțele în afară de testosteron. Las corpul Ok. să-și revine câteva zile. Ok. Câteva zile asta însemnând vreo 4-5 zile. Adică nu mă gândesc la dietă, nu mă gândesc la antrenament. 3 zile stau pe zero, nimic, 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 nimic. Stau doar în pat, mă relaxez. În cazul în care vrei să te duci la mare, te duci la mare, te relaxezi la mare. Apoi, cred că ar fi cazul să intri înapoi pe TRT sau pe PCT, cum fac mulți. Eu nu cred în PCT, fiindcă nu cred Nici eu. în pregnil. Nu Nici cred eu. în pregnil, nu avem pregnile în România la ora actuală ca să facem PCT. Deci nu ai. Cu Ovitrel poți să faci Cu PCT, însă Ovitrel, te da. costă foarte mulți, te costă foarte mulți bani. Este dozat foarte low. Ai văzut care 250 de Am văzut. micrograme de așa e scump. Deci te costă 20 de milioane ca să faci recuperare cu Ovitrel. Nu se merită. Deci TRT, în cazul meu TRT. TRT ce înseamnă pentru mine? 125 de miligrame de test de 2 ori pe săptămână, egal cu 250. Las T3-ul, o pastilă de T3-T4 în fiecare zi, fiindcă vreau să reglez greutatea. Reglez greutatea să nu iau prea mult în greutate, mai ales după cheat meal-uri. Cardio îl țin în continuare, Asta nu având în renunț la vedere că ai cardio. fost pe manipulare hormonală tot concursul, adică T3 și T4. Da, 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 Ok. da, da, da. Nu e Pentru că cazul dacă tău n-ai cazul tău. fost, nu le introduci. Nu, În clar, nu, niciun am fost caz. pe el tot timpul. Renunț la tot ce înseamnă arzătoare, în afară de Ok. cele din plante și așa mai departe. Renunț cam la tot, în afară de testosteron și de hormoni tiroidieni pe care i-am în continuare până încep off-season-ul ca lume. Adică 6-7 săptămâni, 6-7-8 săptămâni stau pe TRT până încep blast. Din nou. Din nou, dar off-season. Dar off-season. Mod. Ok. Off-season, da. Ce-ți dai Doze mult mai mari bas? ca în pregătire. Da? Ok. Doze mult mai mari. Merg pe premisa că în off-season. Tu mergi invers. Eu merg invers față Da. de tine. Băi, am mers. De pregătirea asta am mers și eu, dar bine.
Adică eu îmi fac off-season-ul Înseamnă high. doar TRT. Gen. Am Adică eu îmi înțeles. fac TRT off-season-ul și... TRT, dar nu TRT, îmi fac off-season-ul test. Adică rămân Am TRT înțeles. sub 150 mg, 1, 2, 3 luni și după aia îmi cresc testul foarte mult. Nu foarte mult, dar până în 500, știi? Pentru mine e foarte mult. Gen. Și atunci Păi și pentru mine e foarte mult 500. e foarte mult 500, gen. E foarte mult, Nu știi? foarte multă lume tolerează 500, peste 500. Da, Mulți nu, se niciun simt caz. prost. Nu te Nu, simți bine de la mult. niciun caz. Niciun caz și, în primul rând, eu încerc să dau o doză cu care să nu manipulez cu, cum se numește, cu antiestrogen și tot anul. Adică nu, Păi nu niciun caz. trebuie. Păi nu trebuie, asta zic. Dar dacă Nu convertești trebuie. foarte tare, la un 300-350, bam, Băi, bam. depinde. 350 de enantat parcă nu prea e egal cu 350 de propionat. Nu e cam egal. Nu e. Nu e deloc egal, fiindcă Nu e. enantatul are și ester lung. Păi asta e. E doar ester lung. Adică 500 de miligrame de testosteron enantat nu are nicio legătură cu 500 de miligrame de propionat. Niciuna. Logic. Da. Nu poți. Adică era mai ușor pentru toată lumea să facă două injecții pe săptămână în loc de 5. Corect. Nu? Sau poți să-ți Nu e. dozezi enantatul în același mod în care îți dozezi și propionatul, știi? Doar că faci foarte multe injecții. Da, nu. Da, și în off-season pentru mine contează mai mult de data asta, fiindcă este primul off-season pe care îl fac la carte, o să-l fac la carte, o să am doze super mari. Și asta pot să spun, nu mă feresc de nimeni. Adică vreau să văd cu adevărat ce pot să fac cu corpul meu, să-l maximizez. Iar Ok. mâncarea o să, da, o să fie și ea la fel de high, no season. O să încerc să țin pasul cu mâncarea, fiindcă întotdeauna am fost neglijent. Azi mâncam 4.000 de calorii, mâine mâncam 2.500, adică la noi era off-season, nu era un plan. Am un plan structurat, bine pus la punct și pe plan de nutriție și pe plan de medicamentație. Și aștept să vedem ce o să iasă în continuare, să vedem cum ne prezentăm la final de off-season. Am zis că din ianuarie o să încep pregătirea cu fiera. Însă cred că off-season-ul meu trebuie să fie puțin mai lung. De ianuarie, Vreau să-l zici? fac de mine. Da, Da, trebuie da, da. să fie mai lung de ianuarie. Vreau să-l țin 14-16 săptămâni. Păi, aia înseamnă 4 luni. Dacă Da, te o să apuci în introduc... noiembrie, nu, dacă te apuci în octombrie, noiembrie, decembrie. A, și legat de rebound. Ce mă ajută pe mine foarte mult în rebound, în reboundul ăsta ce m-a ajutat foarte mult a fost insulina. Și este. Ok. Deci n-ai idee cât de mult m-a ajutat insulina. Reboundul ăsta. Bă, sincer, acum lumea are un concept foarte, foarte prost despre insulină, Da, am că avut și eu. oamenii nu iau insulină ca să facă diabet, oamenii iau insulină ca să nu Te facă diabet, vindeci, exact, te vindeci, ca poate să vindece. previi diabetul. Insulina și metformina, cel puțin metformina, au fost studii și s-au făcut multe cercetări despre ea, a fost folosită și s-a dat ca și medicamentație ca să prevină diabetul, blood sugar, high glucose, știi? Și ideea era că oamenii pot să-și microdozeze metformina. Nu știu dacă insulina are rost să o microdozezi, că na, nu știu ce se întâmplă Nu. la Păi o oricum corpul unitate. tău produce două unități. Exact, Adică n-ai cum exact. să dai două unități. N-ai cum, n-ai cum. Și pot să iei metformină ca să previi glucose high sugar spike, știi? Da, eu Insulin iau. și Iau aproape diabetism. în fiecare, iau aproape după fiecare cheat meal sau după fiecare high carb day, iau metformin. L-am tot timpul la îndemână. Uite, Da, l-am mereu. eu am metformin mereu în highs, dar lumea nu înțelege chestia asta, că băi, ok, dacă nu vrei să mănânci X număr de carbo, care îți produce ție multă insulină pe zi, că până la urmă aia e, nu e vorba neapărat de spike, cât de mare e spike-ul, e și vorba de cât de mult secreți pe parcursul zilei, știi? Trebuie Că să te poți, monitorizezi ca să vezi cu corect, că adevărat. eu pot să mănânc numai carbocomplex, dar la finalul zilei, dacă am mâncat 1000 de carbocomplex, eu tot produc insulină ca să se, carbo e carbo, știi? Că e Da. singura diferență e digestia și cât Și de mult absorbție. și absorpția și cât de mult se produce insulină odată, știi? Nu pe un Da. charter fix. Deci până la urmă diabetul sigur o să vină când producția de insulină o să Vine, fie. vine, 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 Dacă, vine, chiar vine. dacă mănânci tu carbocomplex și așa mai departe. Și atunci trebuie să înțelegeți că dacă nu vreți să mâncați peste o X anumită cantitate de carbo, nu trebuie să luați nimic. Maxim, cromium, ala, chestii de genul ăsta care sunt foarte bune. Berberină, chestii de genul. Oricum, pe astea le-au combinate cu metformin. Berberina și metformin se iau împreună. Da, da, da. Pentru cea mai bună efectivitate. Sunt Și sinergetice, n-ai cum. bine, acum nu-i învăța să dea cheat și să-și ia de astea, că
Nu, să nu, zic, nu, o nu, să zică după nu, aia că, pentru mine bă, nu mi-a este. zis că nu mă îmbrac, că nu mă îmbrac, doi, că nu mă îngraș Nu dacă te iau de astăzi, îngrași. știi? Ba Și nu, dau te ce. îngrași, bineînțeles că te îngrași, n-au Te treabă cu tine. îngrași, dar e vorba Ce de... faci? Nu poți să trisezi dieta cu metformin, n-ai cum. Nu, în niciun caz. N-ai În cum, n-ai niciun cum, caz. n-ai E cum. doar N-ai că cum, să... doar te ajută. Te Doar te ajută ajută. ca a doua zi să intri din nou în zona de ardere a grăsimilor. Corect. Adică dimineața după un cheat meal, da, fără metformin, glucoza ta este Încă hai. încă high, încă nu este reglată. Iar metformin, ceea ce face să regleze, da, glucoza, să te aducă înapoi în stadiul de fat burning. Atât. Nimic. Nu face nimic. Bine, nu face. Are foarte multe beneficii. Poate să vindece cancerul. Foarte multe beneficii privind longevitatea. Deci, e anti-îmbătrânire, anti-aging, da? Are foarte multe beneficii metforminul. Foarte multe beneficii. Câmpan metformin. Iau Da, de, și eu. cred că de un an jumate, iau, nu există să nu am în casă metformin. Plus că este foarte ieftin. E foarte Față de ieftin, berberină. foarte ieftin. Berberina nu cred că își merită banii. Foarte ieftin. Da, depinde și de unde e și care e gramajul, doza, știi? Dar nu, da, berberina e cam de 2 ori mai scumpă decât metforminul. Sau Este, de dar 3, nu, de vezi tu 3, de sunt 4. de 4 ori cu o cutie de De metformin 4, 6 da. lei. Nu, 16 lei. 8 lei. 7. Nu, nu, e 16. Depinde de farmacie. Nu știu că nu mă uit, adică cumpăr câte 5 Nici eu nu mă ceva uit, și dar nu ții am mai. minte că era 16. Cam așa, bine, stai Copii, tu, nu ai văd de de ce care să ai? vă luați. Glucofagi? Glucofagi, Da, nu da. văd. A, nu folosesc glucofagi, Meguan, fast acting. Fast acting? Glucofagiul este cu Cu... extended release. A, glucofagiul, da, E e o ăla pe care diferență. le iei dimineața, da. Corect, corect, Da, corect, de corect. dimineață și pe parcursul a 24 de ore el reglează insulina ușor, ușor. Metforminul Meguan pe care l-am eu fast acting, ăsta este, pac, după ce mi l-ai Da. luat, înapoi jos. Adică ești normal. Nu ai drop-ul ăla de insulină. Mă rog, dar nu după Insulina cheat, normal. ci după un... După ce? După, eu Dacă după ai ce? 150 de... 120-150 de grame de carbo pe masă, ăla e. Știi? Că Da. cam atâția carbo ai și într-un cheat, dacă stai să măsori carbo. Ai mai mult fet într-un cheat, aia e partea proastă. Bă, Știi? da. Dar Bă, uite, carbo, cu nu ai... ca să previi și absorbția grăsimilor din intestine, ar fi bine pe lângă să iei și un Garcinia Cambogia. Un ce? Stai că n-am Dacă auzit. Garcinia Cambogia, sau cum se numește suplimentul acela, Nu e pentru știu. a nu... Nu știi? Nu. Nu e. Eu nu sunt. Eu nu Te sunt. caci foarte moale de la el. Dacă ai o masă, dacă ai un cheat meal, dacă ai un cheat meal plin de grăsimi, cum ar fi un pizza, mai fi o pizza sau un burger foarte gras, da, previi absorpția grăsimilor din intestine. Ok. Deci, da. Dar asta îți Sunt multe distruge chestii. enzimele și fibrele, dacă... Nu, doar grăsimile. Nu lasă, Ok. nu le permite absorția. Ok. E un supliment, nu e un medicament. Îl găsești pe orice site. Jim Beam, you name it. Ok. Da, sunt multe chestii. Metformin, da, pentru mine este. Dar ce vreau să spun, multă lume alege berberină peste metformin, fiindcă metforminul pentru anumite persoane creează probleme digestive. Ok. Da? Ai auzit chestia Da, asta, bănuiesc. uite, Ai Mihai mi-a auzit? zis chestia asta. Mihai mi-a zis chestia asta Da, că, bă... gaze, balonări. Da. Da, și multă lume preferă berberina. Dar și la berberina am auzit cazuri în care lumea Da, uite, face la, acasă. în general, uite, și la ALA e reflux gastroesofagian. Adică cele A, mai multe clar. cazuri de la ERA la reflux gastroesofagian, dar eu nu l-am Cel niciodată mai mare 100%. de. Știu, dar cel mai mare reflux l-ai de la trembolon. Nu știu că n-am luat trembolon. Trembolon. Deci ăla provoacă. Mulți utilizatorii nu percep că nu alimentele de multe ori le cauzează, ci steroizii le cauzează problemele Tu îți dai astea. seama când ești pe X chestii și nu neapărat substanțe, vorbe și de suplimente și de astea de detox și așa mai departe, când ești pe toate căcaturile, îți dai seama că e foarte greu să-ți dai seama care, știi? Și să Care, da, scoți dar poți așa să pe aia. previi. Te Poți să costă previi, da. 25 de lei să previi chestia asta. Cu omeprazol sau esomeprazol. Da? Nexium. Ok. Simplu, 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 Nexium. Și oțet de mere, pastile preferabil. Dimineața? Dimineața, înainte de prima masă, iau în fiecare zi câte două pastile. Nu știu ce dozaj are, iau două pastile. Și Mă ajută. oțet de mere în pastilă. Oțet de mere, pastile, da, nu.
Nu știu, nu am timp să iau tot timpul câte o linguriță de oțet de mere și nu prea găsești oțet de mere de care ar trebui să luăm. Știi că ne trebuie din acela with mother, nu oțet de mere din ăla de folosea bunica. E o diferență foarte mare între oțet de mere. E oțet de mere acel concentrat pe care l-ai văzut în Ok, gata. videoclipurile turiștilor. Apple cider vinegar. Da, Exact, gata, gata, exact, gata, o gata. diferență mare. Și Așa găsești nefiltrat. la Mega oțet de mere. Da, o găsești la Mega imagine oțet de mere, dar este oțet de mere. Da. Nu este filtrat, este apă, e fix oțet. Dar Am nu se înțeles. bea, n-ai cum să bei porcăria aia. Am băut odată și mi-am dat seama cu peste cap. Am băut vreo 2 luni. Nu mi-am dat A. stomacul, da? Gen, l-am luat așa pe... Na. Îți dai seama. Pastile, azi pastile sunt mai ușor de Ok, luat după ok. tine oriunde te duci. Nu, dar oricum nu le găsești. Adică, gen, când te mai Ba, duci în... găsești în Kaufland. În cau... Ba, da, am fix în Kaufland fusesem și efectiv n-aveau niciun oțet și m-am dus la Mega și am zis nu mai îmi bat capul acum. Da, e la mica verde, cutia verde, nu? La verde. Ăla care are Da, de țumbuluș l-am de luat alea. și eu. Da. Nu, și după mi-am dat seama, bă, ăsta nu-i bun, stai puțin că ăștia beau oțet de mere, mă uitam în videoclipurile cu turiștilor și era colorat, are o culoare și specific, Da. al meu era Corect. incolor. Da, Da. știu. Deci, metformin. Altceva. Da, și insulină. Deci asta o să folosesc. Insulina. Insulina mă ajută foarte mult în rebound, că la asta rămăsesem, practic. În rebound, ok. În rebound, cât și în off-season. Da, Sunt ai fan avut... insulină. Sunt fan insulină. N-am avut niciodată hypo. Nici eu n-am avut hipo. Nu sunt fan insulină neapărat, dar n-am Sunt avut hipo fan, boi, e niciodată. bombă insulina, dacă și să o folosești. Dar nu folosiți, dacă nu Da, știți. nu o folosiți, nu. Mai bine Și nu o sunt fan folosiți. cel mai mult al insulinei long lasting. Gen... nu Lantus. Humulin. Humulin și Lantus. Lantus. Da. Nu, humulin, cu humulin e cam greu. Lantusul e pe 24 de ore. Lantus, da. Lantus, fiindcă îl injectezi o dată dimineața, iar pe parcursul 24 de ore ai un trigger. Ai Insulină, pac, release-uri, pac, pac, da. pac, pac, pac. E foarte bun, e foarte anabolic. Te ține Da. anabolic toată ziua, dar sunt foarte mari riscuri să te îngrași cu el. Păi, Fiindcă, în logic, îl general... dai toată ziua. Creșteri de insulină, da, și tu mănânci prost, mai ales că dacă mănânci prost, o să arăți prost, o să arăți Nu, confort. dacă mănânci Da? prost în momentul în care ești pe orice substanță, te Clar. distruge total. E fix Da. reversul a ce vrei tu să faci. Este... Tocmai de aia trebuie să Exact. fii Dar 100% committed când faci chestia asta, că bă, frate, nu, acum nu mai scap. Adică ca natural, da, te duci frumos, te cureți într-o zi, ai curățat orice spillover, faci 3 ore de cardio și revii la normal la a treia zi, știi? Dar nu sunt aici nu... adeptul a chestia asta. A Da. chestia este asta. Faci cardio sau să te omori 2 zile la rând, fiindcă ai trecut o zi sau ai avut un cheat day. Mi se pare o porcărie. Am făcut-o și eu și mi-am dat metabolismul și corpul peste cap. N-ai cum să faci chestia asta. Corect. Treci frate înapoi la dieta de zi cu zi, când 2-3 zile oricum trebuie, doar o Da. retenție de apă. Asta Poți să povestea și scapi de asta. Borza. Asta povestea și Borza odată tot aici pe podcast că, bă, te duci a doua zi, faci 2-3 ore de cardio, ajungi seara Exact. acasă și ești din nou ți-e foame. Că înțelegi Da? că e mai mult decât ce ai mâncat tu, e deficitul și mai mare decât ce ai făcut tu, comparat cu aseară că ai mâncat. Și te Păi în ziua întorci, respectivă. da, te întorci și iar ți-e foame și iar o comiți, frate. Și mi s-a întâmplat și mie chestia asta. Deci am comis-o vreo Sigur, 2-3 de multe zile ori. la rând, cu țineam așa, mă trezeam, ziceam, lasă-mă că fac 4 ore de cardio, mănânc în seara asta cât se Nu poate, știi? compensează, te autodistrugi. Niciodată, niciodată. Nu, te Distruge și autodistrugi. sistemul nervos central, frate, că tu având stomacul Da, mic da, da, și tu da, da. dai cituri de alea imense, colosale, știi? Și a doua zi te trezești ca să supra-soliciți din nou SNC-ul, făcând 4 ore de cardio, făcând antrenament, ajungi seara acasă, iar repeți și iar repeți, păi într-o săptămână nu mai ești om. În seara asta am cheat meal. E al treilea pe săptămâna asta. Stai să-ți arăt ce folosesc pentru. Deci niciodată nu mănânc cheat meal fără. Dar nu mi-a arătat dacă e ilegal. Nu mă, nu sunt pastile, ce? Așa. Deci am așa. Am espumisan, 80 de Espumisan. miligrame de espumisan, ciocolat, pastile, omeprazol, de fapt. Nu știu ce e asta. Acidoalcalicolic. Vitamina C. Iau vitamina C, 5 grame, 6 grame în fiecare zi, deci vitamina C iau în fiecare Ok. zi cu 5-6 grame. Și asta, nu știu. Nu ți-a afectat rinichii? Asta, nu, nu. Stai că să l-am încurcat. Asta e de la, cum spune, Triferment Duo și Metformin. Și metformin, ok. Metformin îl iau cu jumătate de oră înainte să mănânc un cheat meal și după o oră, după ce am terminat cheat meal, nu mai am încă 500-1000 de miligrame. Și a doua zi sunt super. Și mă duc și la baie, am un tranzit bun,
fiindcă folosesc întotdeauna GDA-uri. Da, aici e berberină și acid alfa-lipoic. Deci am și acid alfa-lipoic aici. Deci cam asta sunt. Asta le am în fiecare zi. Adică nu mănânc un cheat meal și mă pun la somn ca un bou. Adică am un... E structurat. Deci toată Ok. ziua știu ce fac înainte de cheat meal-ul respectiv. Nu mă trezesc la 9, la 9 seara, la 10 Da, seara. da. Pizza. Alo, Pizza, pizza. Vreau pizza. pizza. Alo, Nu. pizza, mi-e foame, mi-e foame. Exact, Binge eater, exact. binge eater, da. Da, nu sunt genul, adică la mine e calculat. Calculez de dinainte ce vreau să fac, fiindcă am probleme cu stomac, am un stomac foarte sensibil. Și am mai spus chestia asta. Mi-ai zis, da. Deci nu pot să mănânc la orice oră, orice. Eu dacă ies în oraș, trebuie să am tot timpul pastilele astea la mine, fiindcă sunt varză cu stomacul. Mă balonez foarte repede, bine, cred că mulți dintre noi suntem la fel, sportivi, în general. Mă simt prost, mă simt oribil după ce mănânc un cheat meal și sunt cine pregătit. Și Da. prefer întotdeauna să mănânc acasă, în confortul meu. Nu-mi place să mănânc în oraș. Exact. Eu mă simt oribil a doua zi, nu atunci când mănânc. A Sau doua bine, zi, da, a doua zi. mă simt și atunci dacă am mâncat cumva foarte mult, adică dacă am sărit calul rău de tot, știi? Da, depinde. Bine, nu pot să mănânc mult. Acum mi s-a micșorat stomacul, pregătirea am cam mai puțin Da, și mi s-a micșorat stomacul. Nu pot să mănânc. știu. Ai văzut că în momentul când ai stomacul extraordinar de mic, după aia când vrei să bagi o chestie și chiar vrei să o bagi până la capăt, stomacul zice stai așa, stai așa. Nu, că nu pot să mănânc și nu mănânc până la refuz niciodată, adică nu fac prostia asta să dau pe afară. Nu, asta este greșeală de începători. Să mănânci până vomiți mi se pare o greșeală de începător. După ani de zile nu cred că poți să mai faci chestia asta, oricât de mult ți-ar plăcea mâncarea. Da. Dar cele pentru mine sunt benefice. Nu sunt psihice, cum spune foarte multă lume, că nu te ajută neapărat fizic. Te ajută fizic. Ai văzut ce compare a doua zi în sală? Ai observat? Da. Mai ales când Da. ești lean, ești cât de cât lean, nu în mid-off season, când de fapt nu ai ce să mai, tot timpul ești pe high carb. Da. Când ești tot timpul pe high carb, nu are rost să faci cheat meal. Mi se pare N-are rost să prost. faci nimic în plus, poate în minus. Momentan, da, în minus, momentan sunt încă în faza de rebound. Ce au trecut 20 de zile? Adică mai pot să mai duc asta încă 10-15 zile. Lejer. După aia să, da, lejer. Deci 2-3 cheat meal-uri pe săptămână le am. Da. Dar în restul zilelor mănânc curat. De fapt, curat. Nu mănânc curat. Mănânc mâncarea pe care o mănânc tot timpul anului. Nu mi-am schimbat nimic în alimentație. După ce termin un concurs, revin înapoi la aceleași alimente. Da, ce să înțeleagă lumea e că cine se respectă și vrea să facă sportul ăsta nu o să facă binge eating, nu o să iasă cu Nu. disorder și așa mai departe, că a înțeles cum funcționează treaba. Noi înțelegem că Hai dacă puțin. sărim calul, știi? Da. Dar calul la început și eu am sărit calul și am spus, am luat 15 kg în 2 zile după un era zonale în 2017, dar nu mai mi încăpeau picioarele în aidași. Deci foarte groaznic. Da, știu, păi puneam șosetele și rămâneam cu urmă de aia imensă, Da. știi? Nu puteam să mă abțin în fiecare zi, cred că am mâncat o săptămână jumate la rând, în fiecare zi prost, în fiecare zi. Nu puteam să mă abțin, deci nu puteam. Oricât încercam, nu puteam. Eram cu mama și îmi zicea mama, nu îți mai lua, nu mai mânca, nu mai mânca, că îți faci rău, mori. Deci eram tot fleașcă, curgeau apele de pe mine, mâncam și curgeau apele de pe mine. Da. Deci eu faci timp în ce mâncam, în timp ce mâncam. Și foarte important, high blood pressure. High blood pressure. Cel mai mare high blood pressure natural îl aveam pentru că atunci îmi ținea stomacul să pot să mănânc, să mănânc, să mănânc, să mănânc, să mănânc. Și mereu după rebound-uri de astea, după concurs, mă rog, mereu, o singură dată am făcut asta. Foarte rău, mi-a urcat blood pressure-ul foarte rău. Țin minte că îmi tremura toată partea stângă. Și aveam 65 de kg, bro, adică nu era, știi? Da, Deci îmi da, da. tremura toată mâna stângă, începuse să-mi tremure, nu puteam să respir. Stăteam pe marginea poatului, știi? Foarte nasol, foarte nasol. Și... Merită chestia asta. Hmm? Nu se merită să faci chestia asta, nu se merită. Clar, 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 Am văzut clar, clar. fan, cheat meal, nu ești fan, nu că nu ești fan. Poate îți place să te bucură odată la un timp, dar am văzut că nu ești adeptul cheat meal-urilor. Păi eu mi-am dat acum după Olimpia. Adică am dat... Vorbesc în pregătire, bro, că eu am dat în A, pregătire. nu. În pregătire nu-mi dau, nu. Cheat Nu că... meal, Nu că mă... Îmi place să mănânc, știi? mi place foarte, am suflet de gras. Nu, dar eu oricum, fii atent, eu oricum ajung la saturație foarte ușor. Adică foarte ușor. Eu nu trebuie să-mi dau cheat meal ca să fac 20% body fat. Niciodată. Știi? Așa Asta e. mă. Așa Păi, e. da, asta zic. Și atunci dacă eu îmi dau cheat, pe mine mă cam distruge așa. Adică indiferent ce aș lua, știi? Că dacă mi-o dau, că și eu mi-o dau pe GDA-uri și așa mai departe. Dar orice aș face,
Parcă mă scoate din zona aia. Și când mănânci 4500 de calorii pe zi, 5000, hai să zicem, cine dracuși mai dă cheat la finalul zilei? Adică, A, nu, nu mai, n-ai cum. știi? Nu, 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 dar acum pot, fiindcă mănânc undeva pe la 3300 de calorii. Aia Adică, zic. mi-e foame, mie mi-e foame în continuu. Deci mănânc sănătos, mănânc 400-500 de grame de carbo pe zi și mi-e foame. Deci nu Da. simt stația, Da. fiindcă metabolismul meu după concurs încă este high. Nu a plafonat. Când o să plafoneze, o să simt. Și când plafonează, atunci intru în off-season. Da, corect. Nu e cazul să intru în off-season după concurs direct. Da, Da, urmă. păi nimeni nu face asta. Adică, Anumite persoane, ca, gata, am terminat pregătirea, intru direct în off-season. Mi se pare o porcărie. Încă ai metabolismul super ridicat. Tu o să mănânci 5.000 de calorii timp de 2 săptămâni, după care o să plafonezi. Nu o să mai ai apetit. O să scadă apetitul. hai să nu zicem că apetitul e problema, dar se duce rău condiția, rău, rău de tot. Adică rău de tot se duce condiția în jos. Condiția fizică după concurs. A? Nu au disciplina necesară. Mulți nu au disciplina necesară să facă asta. Păi asta zic, că tu trebuie să păstrezi, nu body fat-ul ăla, dar trebuie să păstrezi cât mai, nu știu, 10-12% body fat, cât mai mult timp, știi? Cât de mult poți tu ca să poți să intri într-un off-season, să-mi trească să faci mini-cut înainte să intri în off-season. Nu. Știi că am făcut căcatul ăsta în trecut. Deci s-a terminat concursul, mâncare direct și du-te repede în sală, îți dai seama, articulațiile erau varză. Da? Eu nu Deci... am făcut. În 20 de zile n-am făcut genul. Nu pot să fac genul. Asta zic. Nu pot. Nu pot. Deci nu, simt că intru în pământ cu bara. Bara goală nu pot. Da. Adică încă n-am mobilitate, nu am mobilitatea pe care Da, o aveam. nu s-au lubrifiat articulațiile cum trebuie, știi? Mai ales Nu după am. ce ai stat pe multe chestii care scot apa în corp. Bineînțeles, nu mai spun. Nu, nu. Diure. Nu le mai Bine. spunem. Antiestrogen. Nu le mai spunem, nu. Asta zic că nu le mai spunem. Dar vreau să zic că în momentul când îți iese apa din corp, nu ți iese doar din mușchi și subcutanat. Îți iese, frate, și din Oase. articulații. Da, Da. în primul rând, sunt niște substanțe care te decalcifiază, da? Scot calciu din oase, minerale din corp, din oase. Și n-ai cum să, după concurs, gata, mă duc în sală, fac personal records, 150 la piept. Da, N-ai cum. asta se întâmplă, să știi, și pe natural. Deci deficitul scoate multe chestii și ai multe, nu carențe, nu poți să le numești carențe. Îți lipsesc atât de mulți nutrienți încât oricât i-ai luat tu ca și micronutrienți, nu o să se regăsească niciodată în corp. Înțelegi? Pe natural, principalul nutrient este testosteron, Da, care scade. da. Care scade foarte rău. Și cel mai rău și cel mai dezavantajat în viață din punct de vedere hormonal am fost natural. Atunci a fost cel mai rupt. Și estrogen și testosteron. Pentru că scădeau amândouă în același timp, știi? Bă, nu încurajez pe nimeni să folosească substanțe. Absolut, Dar, nu, în niciun caz. nu încurajez, fiindcă nu e legal în România, că dacă era legal, încurajam. Să te duci la sală fără să iei steroizi, ca să nu te duce la curve să le iei în brațe. E bine, acum exagerezi, te duci la sală, e așa un concept. Nu, să te duci la sală. Vorbesc, știi la ce mă refer. Da. Deci, e ceva funny, e funny, mă simt bine, știi, mă simt bine, e spiritul ăla, e alfa. Eram PCT acum de ani de zile, eram ca o fată. Intram în sală, n-aveam pompare, erau mușchi plați, erau... Nu am nici gena de așa natură, adică trebuie să... Mie îmi place, frate, îmi place stilul ăsta de viață, adică nu... Îmi place, sunt sănătos, mă simt sănătos, nu sunt toxic. Adică pot să țin tot timpul la doze normale de testosteron, normale, nu normale, Nu pentru... normale, suprafiziologice, dar nu extrem de mari. Da. Mă simt bine, mă face să mă simt bine, știi? Adică e ceva... Corect, calitatea vieții crește incredibil de mult. Și, O, da. în primul rând, calitatea vieții are un impact mai mare decât aportul pe care îl aduc ei din punct de vedere anabolic. Pentru că dacă tu te simți bine, tu poți să faci automat mai multe lucruri. Și să le faci mai bine și cu alt mindset și cu alt vibe, știi? Bine, da. Depinde de persoană, că sunt altele care sunt oricum depresive și cu test și fără test. Am Adică. văzut, am observat și chestia asta, dar mă rog, aia ține de total altceva, știi? Da, bine, să-i dai la o persoană depresivă, să o lași de fapt fără testosteron, cred că e autodistrugere pentru persoana asta. Bineînțeles, dacă are și probleme Da. hormonale, ca Bine, să n-am se dea. tratează. Persoanele de genul sunt tratate cu testosteron. Da, dar în America este și o altă cultură. Ah, clar, bineînțeles, să nu comparăm. Nu, adică inclusiv informațiile pe care poți să le iei și toate lucrurile pe care am vrut să le zic și, nu știu, chestiile pe care am vrut să le vorbesc despre lucrurile astea,
au altă valoare, frate, adică oamenii, când mă uit la alții, la podcasturile altora și discuțiile pe care le au, sunt extrem de degajate, lor li se par niște lucruri absolut normale, vorbesc de parcă le-ar da și la copiilor azi, mâine și poimâine. Și eu rămân prost pentru că în momentul în care vrei să faci chestia asta în România, îți bate cineva la ușă și zice, ce faci cu coiții? Ce faci? Bă, Ce ai? chiar așa adevărat, eu nu cred că se complică. Nu cred că se complică, dar ești văzut foarte prost ca și imagine. Înțelegi ce zic? Nu, Puțin, nu. știi? Nu câștig bani, nu știu, nu sunt sponsorizat de nimeni, nu. Nu ești, într-adevăr, nu ești, dar ești tu Aș vrea privit să. ca și imagine, ai tu o imagine proastă făcută de majoritatea publicului, da? Eu nu Al vorbesc de sponsori, nu vorbesc că nu te angajează nimeni, nu vorbesc de chestiile astea. Eu vorbesc de faptul că tu vrei să-i, nu neapărat să-i duci, dar să vorbești de niște subiecte, știi, la care tu te pricepi. Băi, mă pricep la X, Y și Z. Aș vrea să am un public Dar n-ai la care. public, asta zic, n-ai public pentru că toată lumea este fucking închisă la minte, știi? De ce? Pentru că tot ce le trece lor prin cap este că, ok, e toxic, toxic, corect, e ilegal, corect, ilegal, este X, Y și Z. Ideea e în felul următor, dacă tu banezi orice drog, asta nu înseamnă că oamenii nu pot să-și-l procure și oamenii mereu o să-și-l procure. Și au Clar. prevăzut chestia asta când s-a întâmplat cu legalele. Cu legalele a fost cea mai de căcat chestie, adică au banat marihuana și au dat Da. drumul la șobolani, la toate căcaturile diluate cu efedrină și cu săpun de baie și așa mai departe, înțelegi? Și au murit oameni, pe bune, like, chiar au murit oameni, știi? Da. Și atunci, tu îi spui lui Fitu, bă, nu face chestia asta. Și Fitu până la urmă tot o face. Dar neavând ghidarea ta și sfaturile tale, o să o facă prost. Înțelegi? Da. Problema nu e că toată lumea se plânge că de ce nu se legalizează marihuana. Bă, poți să faci rost, poți să fumezi? Da. Atunci, pana mea, e clar că poți să faci rost, că toată lumea se plânge că de ce nu se legalizează, dar toată lumea fumează, știi? Da. De ce Deci, mai vrei să fie legalizată da. dacă Dar penal. cu privire la lucrurile astea de care le discutam noi, lumea este foarte open, nu e deloc open mind, sunt foarte închiși, știi? Și le văd ca fiind niște chestii și te cataloghează, ai o etichetă și atunci tu nu, sunt de părere și am încercat să testez chestia asta, sunt de părere că nu poți să ai public pentru așa ceva în România. Adică nu poți să ai public educat, pentru că primul lucru care te întreabă omul e, pe ce ești și cât dai? Ai văzut? Ai văzut? N-ai mai primit pe Insta mesaje sau ceva? Pă ce ești, Fiecare. zi frate, pă ce ești și cât? Nu le zic. Nu că nu le zic. Nu. Niciodată. Îmi pierd timpul de pomană, fiindcă nu Bloc, vor. bloc direct, nu că nu le zic. Dar ești doar sus tot și deca. Da. Și atât. Asta Adică vezi să. mie îmi scriu copii, îmi scriu mie copii și îmi spun ce cicluri au. Bă, copii, mă, nu sub minori, sub 18 ani, îmi scriu ce cicluri au și vorbesc de niște substanțe pe care eu nici măcar nu le-am luat niciodată. Păi fiți mă că sunteți ipocriți, adică noi nu suntem lăsați să vorbim de anumite lucruri care ar putea să educe oamenii și să-i... E ca educația sexuală. Că vrei să faci sex sau că nu vrei să faci sex, tot trebuie să-i spui de la 13 ani. Clar. Doar nu o să-i spui la 18 ani fix. Hei, hei, de acum, legal ai voie să faci sex cu persoane de vârsta ta sau mai mari. Deci, de acum trebuie să știi chestia asta. Nu, for fuck's sake, că poți să aibă 3 copii până la 18 ani dacă nu-i spui. Și lui și ei, e valabil pentru, în special pentru băieți, că ia proști. Dar... Adevărat. Bun. Da. Înțelegi? Despre Sunt asta e foarte, vorba. foarte mulți copii care se uită la tine, la noi. Da. Da, din câte am observat, copiii întreabă, oamenii maturi nu întreabă, fiindcă Sunt oamenii maturi. copii. Sunt copii. Oamenii maturi au deja etichetă. Oamenii, dacă sunt maturi și nu sunt sportivi, ei nu mai au nicio treabă cu chestia asta. Singurul public pe care poți să-l atragi este de copii. Pentru că oamenii maturi au familie, au copii și zic ce bag... A, nu, vreau frate așa ceva, nu. E, nu vreau. Ce? Asta e o Dar... minte. Nu vor, dar nu vor să fie și ei etichetați la fel, știi? Exact. Și la fel fac și cu suplimentele, adică nu că ar fi substanțele ceva exorbitant, dar la fel fac și cu suplimentele. Nici măcar nu au curiozitatea să se documenteze, știi? Au pus etichetă și atât. Și atunci noi ne adresăm doar la copii. Dar având în vedere că sunt copii, este greu, frate, până aduci și un public de 100 de persoane, până îl aduci la mindset-ul tău și la ce gândești tu, durează foarte mult. Și atunci tu poți să le explici, poți să faci... Ai văzut ce întrebări tâmpite am și că răspund în fiecare weekend. Răspund în fiecare weekend la aceeași întrebare. Ce e ciclizarea? Păi... Ce Moment. sunt... Simplu.
Bă, dar internetul ăsta e vast, rău de tot. Știi cât de Foarte vast e? vast, foarte vast. Dar acum au învățat să nu-și ia informația de pe internet. Adică sunt niște oameni care zic, bă, nu vă mai luați informațiile pe internet. Și eu sunt la gen, la modul, păi și de unde să le iei, mă? Păi n-ai de unde. De unde să le iei? Păi mai există acum? Păi ce informații? Noi nu vorbim de istorie, frate, să deschid un catastif, să mă uit într-o enciclopedie. Eu nu vorbesc de geografie. Eu vorbesc de lucruri care s-au întâmplat în ultimii 30 de ani și sunt documentate doar pe net. Păi ce îmi spui tu mie să deschid carte sau să fac curs sau să fac facultate? Băi, ești nebun. Oamenii uită că medicina este o facultate ca oricare alta. Dacă ai un IQ destul de mare, poți să te duci să stai 6 ani acolo. Dar nu înseamnă că anumite noțiuni de medicină, de anatomie, de biologie, nu pot fi învățate dacă tu n-ai făcut 6 ani într-o facultate abilitată, știi? Clar. Adică, Da. dacă poți să Eu... înveți matematică, de ce să nu poți să înveți medicină, frate, acasă? Nu zic să operezi oameni pe cord. Să înveți niște lucruri strict care țin de biologie. Cu ce e asta diferit? Când totul acum este online. Mulți vor să se afirme prin întrebările pe care le pun. Să devină mai interesanți, bănuiesc. Bă, nu știu, eu dacă mâine Chris Bumstead ar zice, bă, Ciprian, ai voie să-mi pui 5 întrebări? Bă, eu m-aș gândi foarte tare. Aș avea ce întrebare, Și sigur. nu l-aș întreba de bodybuilding, l-aș întreba de business, de viață, de altceva. Sincer. Adică știu tot ce trebuie să știu și dacă mai sunt chestii de aflat pe parcurs, le afli, cum să zic eu, le afli așa ca și o surpriză, gen, nu le cauți tu. Da, Pentru vine că, la. da, pentru că tu dacă ai nevoie să cauți ceva, tu-ți cauți, mă, în momentul ăla. Nu? Câteodată, Corect? da, da, bineînțeles. Dar câteodată se întâmplă să vină lucrurile la tine fără ca tu să le cauți. Asta zic, uite, eu fac Cauți? podcast cu tine și astăzi am aflat de suplimentul ăla pe care îl iei ca să-ți elimini grăsimea de pe intestin. Habar n-aveam. A venit o informație la mine, dar n-am căutat-o eu. Dar dacă îmi trebuia și știam că trebuie să-mi elimin grăsimea de pe intestin, o aș fi căutat-o eu și aș fi scris pe Google. Bă, Da, da, știi? da, Like, Jesus, întreabă ceva ce folosești. m-am exprimat prea bine în podcastul ăsta. E prima dată când apar în fața unei camere. N-are Eu sunt, nimic. am și emoțiile mele ca orice. Mie îmi place să fiu open-minded cu toată lumea din sală. Eu recunosc ce fac, recunosc ce nu fac. Adică eu sunt genul ăla de om care poți să discuți orice, bă, orice. Adică orice. Nu sunt ascuns, nu mă ascund. Îți arăt tot ce vrei tu, țară, și spun orice despre mine și viața privată, viața, ce viață privată? Da. Nu am ce. Rutină de Nu-i... căcat, care zic mă trezesc, mă duc la am Exact. clienți, Nu ești casă, mă... persoană publică să ai viață privată. Înțelegi? Viața privată, personală, scuză-mă. Personală, da. Personal. Deci n-am ce, să n-am drame în viața mea, adică nu am greutăți, nu am cazuri, nu... Încă, sper să nu există. Adică sunt relax. Mie îmi place să fiu relax. Nu îmi place să mă stresez. Că mă caută poliția, că mă caută. Ce să caute? Că n-am ce să caute. Nu am... Ce faci? Ceva greșit? Nu. Asta e ideea, da. Despre asta. Ceva greșit? Să te droghezi. Mai ok să bei. Da, uite, alte droguri legale, știi? Fumez, dar nu beau. Da, fumez. Și nu e ok, nu e sănătos. Să fumezi. Nu Absolut, da. recomand. Cum nu e sănătos nici absolut nimic din ceea ce am vorbit noi astăzi pe acest podcast. Nu e, nu e. Absolut deloc. Bodybuilding-ul în general, natural, este extraordinar de nesănătos. Și asta puteți să mă întreba pe orice sportiv natural. Natural e plăcut. E plăcut. Este Depinde. plăcut, dar este nesănătos. Este plăcut oricum. Hai. Este plăcut oricum dacă n-ai presiunea asupra ta. Dacă ai presiunea asupra ta, poate să fie neplăcut și natural. Cred eu. Cred. Adică eu presupun că este. Nu știu. Păi în primii ani, în ultimii ani, în ultimii 2 ani am început să fac asta la un nivel mai serios, dar până acum am avut, nu știu, am avut o pregătire normală, gen am mâncat mai puțin, nu prea m-am interesat de anumite chestii, picuic la mine era același picuic la fiecare concurs, am primit odată de la cineva și doar pe ăla îl făceam, adică nu știam ce fac, nu știam de ce fac chestiile respective, adică nu mă stresam prea mult, știi, am luat locul 1, locul 2, din inerție, nu că am setat, eu m-am setat pe chestia asta să obțin locul 1. Eu E. mă duc la concursuri de plăcere. Da, asta e și o altă abordare de-a ta, știi? Dar nu toată lumea poate să abordeze așa, relaxat, așa. Pot, nu relaxat, dar nu înțeleg de ce. Adică, nu am emoții. Nu am emoții. La, uite, de exemplu, la mine, familia, a murit
mama mamei mele și mama tatălui meu, eu n-am plâns. Adică ca să înțelegi cât de... N-am plâns, nu pot să plâng, nu pot, nu pot. Nu pot, sunt... Nu am emoții. Sunt... Sau, mă Tană rog, de... nu le afișezi. Nu, nici în interior. Nu am emoții, nu visez. Adică nu... Sunt foarte ciudat. Ești NPC. Exact. Ești NPC. Bun, că tot ai vorbit de chestia asta cum era la început, mai avem o întrebare și gata, e ultima la care răspundem. Fii, cu ce trebuie să începi ca adolescent la 13-17 ani? Și aici se referă strict la sală, da? La antrenament, sală. Cu un antrenor. Cu ce trebuie să... Ok, și după aia întrebarea e continuă. Contează așa mult numărul de calorii sau antrenamentul? Și acum după tine, dacă ai fi la început pe ce te-ai axa? Adică sau cum ai abordat? Antrenamentul, cred. Antrenamentul versus mâncarea la început? Ok. Copilărie și să mănânci cam tot ce poftești. Depinde în ce grad ești, adică nu cred că ești obez. Să spunem că nu ești obez. Și că te duci la sală ca să faci, să construiești masă musculară, să-ți ocupi timpul. Nu că ai avea la 13-14 ani. Ok. Dacă ai 110 kg la 13-14 ani, ar fi ok să începi cu dieta prima dată și cu un antrenor. Eu am Amintele fost. de... A. Da. Mă rog, până la 19 am fost, adică am fost ceva ani, știi? Da, dar uite cum arăți acum. Păi da, dar nu asta contează. Zic că și eu am făcut aceleași căcaturi, adică beam cola zero și mâncam covrigei, știi? Da. Dar sincer, sincer, antrenamentul a fost neglijat cel mai mult. Adică dieta s-a mai îmbunătățit după, știi? Am mai învățat să mănânc mese, să pun mesele așa, să am una, două, trei mese pe zi. Dar antrenamentul era dezastruos și a fost dezastruos mult timp pentru că n-am înțeles conceptul de hipertrofie, de forță, Nici de siguranță. Adică lucrurile pe care le-am făcut mi-au pus stres mare pe articulații. La 21 de ani eu deja aveam o hernie de disc, știi? Wow. Nu m-am operat, a trecut de la sine. Deci chiar a trecut de la sine, dar am avut noroc. Eu nu înțeleg ce caută copiii de 12-13 ani în sală, nesupravegheați. Văd în fiecare... Nesupravegheați, corect. Ce caută? Corect. Că nu că n-au voie, au voie să facă sport. Dar aș da o lege, Nu, dacă aș... să știi că înainte când mergeam în săli, scria sub 16 ani nu ai voie nesupravegheat. Deci scria, eu a trebuit să mă duc, țin minte când m-am apucat eu în, nu mai știu, ce an, 2017? A trebuit să mă duc cu sora mea, că nu avea voie să meargă singură. Adică trebuia să mergem amândoi odată, știi? Serios vorbesc, vorbesc foarte serios. Da, și eu. Am intrat pe semnătură. Acum nu se mai cere nicio sală, fiindcă patronii sunt taxați pe bani, nu pe clientă, pe clientelă. Nu interesează cine intră în sală. Poți să intri și desculți în sală. Vadă Nu pot să să-și zic că plătească. da. Da, Da, nu da. sală. Adică, Dar... uite, de exemplu, pe mine m-au dat afară că m-am descălțat la genul. Știi? Bă, și pe mine. Pe mine. Da, și pe mine. Nu. Că m-am descălțat și că aveam pantaloni scurți peste colanți, trei sferturi, și mi-am dat pantaloni scurți jos și am rămas în colanți. Că m-am dezbrăcat. Wow. M-a dat Wow. afară. Bune vorbesc. La ce sală? Nu dau nume. Ok. Oricum, e o sală de căcat. Ok. Și un pat. E mică, e mare? E mică. E o Ok. sală mică. Ok. Da, deci am pățit-o. Înțelegi? Nu Asta... înțeleg. E aiurea, adică n-am rămas în chiloți. Da, și eu am cerut explicație pentru asta, că am zis de ce. Și a zis că pentru siguranța mea, că în caz că îmi cade o gantere pe picior să fiu încălțat. Păi, boss, Păi, diferența dintre... Păi, sunt 20 de chile, gantera de 20 de chile, că cade pe Adidas și că îmi cade pe picior, stai liniștit. Că nu tot e aia. absolut. Tot aia e, păi ce căcat, ce-mi salvează Adidasul ăla, știi? Dar da, asta mi se pare nasol, cu siguranța în sali. Da, Dar trebuie să sigur. aibă, frate, mi se pare normal să se inventeze meseria de cum e salvamaru, să ai un antrenor care fix asta face în sală. Adică se duce și corectează oamenii. În Da, momentul când să... fac ceva. Și să se câștige bine, adică e stresant să lucrezi cu oamenii în fiecare zi. Păi nu, că nu trebuie să lucrezi cu ei, trebuie să te asiguri Da. că ei lucrează în siguranță, înțelegi? Că aparatul e fixat bine, că și-au pus bara bine, că execută nu știu, o tracțiune bine sau o genuflexiune bine, știi? Adică nu trebuie să stai să-l dădăcești pe ăla toată ziua, dar trebuie să-i atragi. Hei, hei. Ar trebui să fie niște norme de astea de siguranță. Bă, nu intri în sală dacă Nu tu la vrei noi. să faci geno pe stepper și stepperul să-l pui pe bossul, știi? Nu la noi în România, Ciprian, fiindcă de fiecare dată când am încercat să atrag atenția unui copil sau unei persoane din sală, da, Ce te baci? Ce te baci?
Da, exact, am fost luat de prost. Am repetat o dată, de două, de trei și tot ca el făcea. Cum să mai mă duc eu a patra oară să-i spun ăluia că face greșit și să mă asculte pe mine când el știe mai bine ca mine? Se uită la mine, dă din cap și tot ce știe, tot aia face. Da, mă, Deci nu mă... am trecut prin asta. Presupun că toată lumea care a vrut să dea mai multe sfaturi a trecut prin asta, dar eu nu vorbesc de noi. Vorbesc de săli, de efectiv de sală, de instituție în sine, știi? Tu intri și trebuie să ai un om care trebuie să fie calificat ca personal trainer și nimic mai mult, știi? Care să câștige 2500-3000 de lei pe lună și să facă chestia asta 6 ore pe zi de ajuns. De fapt, să Super. ai doi ca să lucreze în ture. Să facă chestia asta 6 O cu fac. 6. Nu? O fac, că dacă ești bărbat să te duci la toate femeile din sală să le abordezi, parcă mi se pare. Să fie toate femei, din punctul meu de vedere, să fie toate femei, știi? Sau să Da. zici, nu frate, nu mai intri în sală, adică nu trebuie să-l înveți pe ăla, înțelegi? Nu trebuie să stai să-l înveți pe ăla, să-l înveți tehnică, că până înveți un om să facă o genuflexiune durează 5 ani. Adică eu n-am învățat niciodată genuflexiunea și de-aia nu mai fac genuflexiuni. Mai bine. Mai bine. Și nu trebuie să-l înveți pe ăla, dar să-i spui, bro, faci corect sau te duci acasă, pentru că e vorba de sănătatea ta. Să fie un policy de ăsta. Adică nu intri cum și faci ce vrei tu, știi? Nu prea. Nu prea. Păi nu prea, știi? Eu n-aș lăsa copiii de 13 ani să intre în sală nesupravegheați sau fără un antrenor. Mă, uite o altă problemă. Sunt sporturi care au, cum avem și noi, federații, știi? Sau cluburi. Și sporturi și de contact, și de natație, și de tenis, și de basket, și de fotbal, și așa mai departe. Și au preparator fizic, dar care nu-i duce într-o sală și îi trimite pe Da. ei. Preparatorul lor fizic, fie Exact. preparatorul lor fizic le face niște cardio, de la niște ture dus întors, îi pune să facă flotări, abdomene, și după aia zice, a, vrei? Păi du-te la sală, dacă vrei. Exact. Dacă vrei. Dacă vrei, bineînțeles, Dacă vrei. dacă vrei. Știi? Că la noi așa sportul, ăsta e sportul la noi, cu 20 de lei pe zi fa sport de performanță, cum era la caiaca noi, parcă, le Caia dădea un canoe? buget de lei pe zi. Pe zi, pentru Pe zi, mâncare. da. Dar cum să mănânci de 20 de lei pe zi? Ce să mănânci ca și sportiv? Păi, Ce? împinge tava, ce să mănânci, o șaormă, nu știu, nici măcar o șaormă nu ți-e de 20 de lei. Te Dar nu duci la ți-ai de... Mega, ții două pâini, niște parizeri, ce vrei să, ce, asta e 2022. realitatea. Banii se pompează. Și acum că tot veni vorba de bani și terminăm cu întrebarea asta, deci în concluzie, antrenamentul e mai important decât dieta la început, dacă omul se duce doar să se relaxeze și dacă nu e obez morbid și are probleme de sănătate, sau supraponderal, nu orbez. Da, dacă e supraponderal, ar trebui să încep cu cardio. Cu Oricum, ca cardio. și 14 ani nici nu ți-a dat mustață, adică că n-ai ceva să muscular la vârsta aia. Ar trebui să te axezi mai mult pe slăbit. Corect. Dacă ești Dacă ești obez, obez. las. Ok, corect. Grav. Cred că Sunt în oarecare măsură de acord cu tine, dar și pe antrenament la fel. Deci, în concluzie, eu aș recomanda să și antrenori, dacă își permit financiar. Dacă nu își permit financiar, să studieze cât mai mult înainte să facă un lucru, știi? cam greuți copiii să studieze, nu prea, nu sunt, n-au disciplina Ce necesară mă, la să vârstă. te uiți la niște tutoriale cum să faci flexii pe YouTube? Hai mă! Da, uite, vezi că multe persoane vin la sală și își cumpără antrenori, își cumpără, că nu suntem obiectă să ne cumpere nimeni, dar Plătesc se uită, antrenor. da, se uită pe aparate, în timp ce antrenează pe aparate, uite, vezi, da, aparatul ăsta, Gabriel, uite, mi-arată cum să fac, da, eu când m-am pus pe el pentru prima dată, nu aveam idee cum să fac, adică nu fac, n-am putut să fac cum mi-a arătat tu, chiar dacă pe aparat îmi scrie, sau pe o revistă anume, scrie cum să execuți exercițiul ăla, și nici în videoclipuri, fiindcă în momentul în care te pui pe aparat cu videoclipul în față, nu știi ce să faci, ești panicat. Nu ți iese, până nu te pun eu să stai pe scaun, să setezi picioarele, să setezi aparatul, fiindcă multe persoane nu știu să seteze aparatele nici în ziua de azi. Nu știu, ele nu știu că se pot seta aparatele. Da, Se corect, pune corect. așa, aparatul așa se pune. Da, corect, corect, Deci, corect, la corect, corect. extensii, quadriceps, da, dacă aparatul e pe spate, maxim, să spunem că a făcut o persoană de 2 metri înainte, da, și vii tu care ai 1,60, el se pune așa Se și pune ridică. acolo? Da, și face din tibie acolo, face o ridicare din tibie, știi? Nu știu nici să seteze aparatele, dar minte. Nu se interesează, nu știu. Eu când am intrat în sală, nu eram așa. Bine, eram cel mai mic din sală, ca și ani.
Mi era frică de... Eu eram cel mai mare, ca și greutate. A, și greutate. Da. Da, corect. Corect aici, da. Corect și cinstit. Însă, Bă. dacă n-aveți nici bani și nici timp sau răbdare să vă uitați la să studiați înainte să vă apucați să vă antrenați, ar Bă, fi bine bani să... la 13 ani. A? De unde să ai bani la N-ai. E, părinții, nu ei. Îți dai seama că nu ei, că în general părinții. Uite, să știi că majoritatea, nu că majoritatea, 90% din oamenii pe care i-am pentru concurs sunt copii. Sunt efectiv copii susținuți de părinți. Sunt foarte disciplinați și îi admir foarte mult pentru Nu, chestia asta. ai mei, ăștia care au fost acum la naționale, da, într-adevăr, sunt foarte disciplinați, dar mi-au mai intrat foarte mulți copii. Deci după Olimpia mi-au intrat foarte mulți copii, știi? Și toți concurs, 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 concurs. Și mă Am uitam văzut. și zic, păi da, înțelegi, ok, mă plătești pe mine, dar înțelegi că mai sunt și costuri de mâncare, de, știi? Face, da, nu e nicio problemă. Ceea ce mă bucură că, na, părinții le dau bani pentru chestia asta, că până la urmă e un hobby util, știi? E o ocupare, nu e un hobby. Nu e hobby. Nu e Da, nu hobby, pentru ei combina. mă refer. E o investiție utilă, știi? Este. Adică nu o Da, să le bine. facă copilul să fie nici mai prost, nu o să le facă copilul să arate nici mai rău, nu o să le facă copilul să fie nici neapărat mai nesănătos. O să fie un improvement, știi? Adică e un sport care îi aduce un beneficiu. Mulți au început să facă sport sală în general din cauza TikTok-ului. Da. Din câte am... Da? Deci TikTok-ul a luat amploare și fitness-ul a luat amploare din cauza TikTok-ului. Dacă nu era TikTok-ul la momentul actual, nu, copiii nu erau în sală. Corect, Nu era. 100%. Știu, pe eu pe asta mă bazez când fac TikTok. Doar pe asta mă bazez. Și Nu am TikTok. toți ar trebui să ai. N-am ce să postez Nu nimic original. contează, dar nu există conceptul ăsta original. TikTok-ul funcționează ca ori, fii atent, deci TikTok-ul funcționează ca Superbeto, are fix algoritm. Deci dacă săptămâna asta s-a postat o melodie care a rupt și un trend care a rupt, tu faci chestia aia. Nu trebuie să fie, deci fie aia, poți să te axezi pe ce vrei tu, poți să fii serios, poți să fii, să faci caterincă, să fii funny, să doar să postezi motivaționale, poți doar să Uite, postezi antrenamente cu tine, știi? Nu contează. ce faci tu pe TikTok? Gen, Fac. adică, ce... Păi ce de... eu, în general, deci am două tipuri de content pe TikTok. Trei tipuri de content pe TikTok. Odată fac posing Bun, și îmi bun. selectez o melodie. Deci asta am în fiecare zi. Și o să mă apuc să fac un fel de tutoriale de posing, mă rog. Doi, iau oameni la mișto. Adică, sau corectez oameni. Dar nu la mișto. Depinde cât de prost pare. Dacă pare prost, îl iau la mișto direct, știi? Și dau stitch, efectiv. Combini clipul lui cu Da, da, clipul da, care faci. faci tu. Exact, faci o reacție, așa se numește stitch. Dacă e cazul să le iau la mișto, îl iau, dacă nu, fac, efectiv, îl corectez. Că sunt, având în vedere că contentul de fitness este foarte mare, apar și foarte mulți tâmpiți, știi? Și tot se promovează cu ce exerciții să faci ca să slăbești, să arzi grăsimea abdominală în sală, ce exerciții să faci ca să... A, că nu trebuie să scântărești mâncarea, că poți să fii în deficit doar Am dacă te uiți în palmă, știi? copii nu luați aminte Da. genul E, ăsta de... și ăla e 80% din contentul meu și după aia cred că mai am 30%, dar am uitat cu ce. Nu mai știu. Mai fac niște chestii, dar am uitat ce fac. Iată, ceva legat de... Nu, mai filmez day of eating, atâta. Mi-am mai filmat mesele, dacă am atât. A, nu, fac antrenamente, explic antrenamentele. Bun. Mai îmi cer oamenii antrenamente și le dau antrenamentul meu, dar le zic că, bă, ăsta e al meu, eu îl fac pe ăsta, dacă vrei să-l faceți bine, dacă nu, nu o să se întâmple nimic dacă îl faci sau nu-l faci, știi? Exact. Nu știu, pentru mine nu pot să fac chestia asta, nu că nu pot. Uite, am foarte multe chestii în cap pe care pot să mi le explic mie, în cap, în sinea mea, dar când deschid gura, parcă nu mai iese aceeași chestie, știi? Mă Da. blochez. Am niște blocaje care trebuiesc lucrate, da? Trebuiesc șlefuite. În momentul în care ceva mi iese din gură, ceva care pleacă de aici mi iese din gură, trebuie să fie exact cum trebuie, să fie propriu-zis. Să fie direct la țintă. Păi, ia, uite, asta am avut și eu problemă. Deci, prima Exprim. chestie. Asta este problema. Exprimarea, da, am avut și eu trag de cameră, adică mi-era greu să vorbesc pe cameră, să filmez, să zic ceva Da, așa uite. la început, știi? Pe cameră, pe ca nu pe cameră. E prima dată când vorbesc în Live. cadrul live.
poate mulți nu m-ați înțeles sau poate mulți credeți că nu am idee despre ce vorbesc. Băi, nu e vorba de asta, e vorba că nu găsesc Cuvintele, cuvintele. nu ești obișnuit. Da, păi să te uiți la, dacă dai scroll și te uiți la primul podcast pe care l-am făcut, primul, bă, deci eram atât de căcat pe mine, deci nu știam ce să zic, inventam cuvinte, mai săream subiecte, chestii de genul ăsta și vorbeam formal, adică vorbeam cu, da, haideți să discutăm, de, știi? Că eram emoționat și nu știam ce să zic și aveam trac nefăcând chestia asta niciodată. Dar cu timpul, frate, să vezi că contează și chestia asta, că pe mine m-au ajutat și invitații care au venit, că au venit oameni care vorbeau de așa, adică când venea Chiera, el vorbea, era, cum e el mereu, relaxat, vorbește încet, ai văzut, știi? Da, Da, ți-a dat. bă, și Borza la fel, Borza, deci dacă îi zici lui Borza, bă, Lucian, vorbește despre ceva, trebuie să zici doar când să înceapă și când să se Nu. oprească, că nu se oprește în te. Sportiv educați. Da, La Mar da. pentru Borza și pentru Marius, fiindcă am stat de vorbă cu Borza, am fost cu el anul trecut în Spania, super sportiv, super mentalitate, e, nu știu ce, e, pentru mine e pro. Pentru mine e pro. Borza. Eu nu-mi explic de ce nu-l ia încă, dar mă rog, nu știu. Bă, nu, pentru mine e pro și am spus că e pro pentru mine întotdeauna. Dar anul trecut trebuia să fie pro, ai ieșit pe locul 2. Da. În Spania ieși pe locul 2. Atât Nu, de aproape. nu, 4. 4. Pe Ești pa. sigur? În Alicante? Alicante. Când a fost 4. și Mateas? Nu, n-a fost. La Empro? Nu e în pro. Nu. Olimpia. A, ok, la Empro a luat 4. Probabil, da. La Empro știu că a luat 4, că i-au zis atunci că n-a avut piept, că Eu n-a mă refer fost. nu neapărat, ba da, ca și fizic este superior, Păi ca și este. mental. Are altă mentalitate, e superior. Da. E educat, adică e educat pe toate planurile, aici vorbi cu el cap-coadă, adică nu, mai. Păi, în Des general am adus doar oameni educați, adică n-am adus. Adică da. am adus oameni pe care îi înțeleg și eu și care îmi plac și mie. Nu o să aduc niciodată dacă există FBB Pro în România și da, mie nu-mi place, eu nu, știi? Adică nu pot, adică dacă mie trebuie să-mi placă ca o în prima oră. Am vorbit față în față, ai văzut că nu, n-am trac, adică eu vorbesc deschis cu toată lumea, chiar dacă nu te cunosc, vorbesc deschis. Vorbesc ca de la om la om cu oricine, nu mă interesează, nu că nu mă interesează, nu mă impresionează faptul că ești polițist, că ești avocat, că ești procuror. Pentru mine nu contează chestiile astea, e important să fii om cu mine. Dacă ești om cu mine, mai câștigat. Nu Ești mă om cu impresionează. mine, stau cu tine. Nu o să mă bâlbâi în fața ta, fiindcă tu ai o mașină mai mișto ca a mea, sau un ceas mai mișto ca al meu, sau un telefon. Adică nu o să fiu, nu o să mă cred mai jos ca tine, din pricina asta. Corect, da. Bun. Oamenii e vorba. Și sper că au înțeles subiectul pe care l-am avut la început despre legat despre Olimpia. Deci nu, l-am fugit de pe scenă. Nu, n-a fugit de pe scenă. Nu Da. a fugit nimeni. N-a fugit, da. Da, ca să. Da, mă rog, am mai zis asta de 3 ori. E al treia oară când. E al treilea clip despre Olimpia, ca să înțelegi, pe care îl facem. A făcut Robert 1, am mai făcut un podcast, l-am pus azi. Am vorbit tot despre Olimpia. Am povestit ce s-a întâmplat în backstage și ăsta e al treilea. Cu tine ești gata, numai de aici, numai. Păi nu, că eu n-am fost în text aici, adică n-am ce să Da, dezbat. tu n-ai fost deloc, că asta mă întrebam. Zic, bă, unde că ăsta a terminat? Bun, de când că Olimpia a venit seara, deci noi eram la categorii de seară și ăsta terminase. Nu, am terminat tot seara, am plecat pe la vreo 6 și am ajuns la 7 jumate, eram acasă. Dar Păi, eu dar așa fac. ei nu veniseră când ai terminat, tu asta zic. A venit după. Da. Dar eu am văzut de după amiază acolo. I don't know. Și eu i-am văzut de după amiază, dar i-am văzut în partea de altă, i-am văzut Da, în public, știi? acolo. I-am văzut în Nu. public și am crezut că, mă, ori fi venit așa, știi? Oricum, greșeala lor, Da, beneficiul meu. greșeala lor, beneficiul tău. Bun, punem punct aici, mulțumim că v-ați uitat până la final. Sper să vă placă, lăsați un like, share, subscribe și pe Gabi o să-l găsiți în descrierea clipului pe YouTube. Ne auzim data Da. viitoare, ciao, ciao!